Poate trebuie... Data viitoare vin el perechi de chiloței și să pun masă la și tastatură. Nu mă spun să altceva. Pornim televizor? Vă ascultam, atent. Imaginează-ți că la început de relații partenerul, partenera îți spunea că nu poate avea relații sexuale până la căsătorie. Cum ai reacționa? Părinții, ea n-a să uite la podcast. Cel mai important că nici nu a fost atunci. Так себе шутка. Și asta fiziologic nu e sănătos și mental. Te răspunde pentru mine. Băițel. Te-ai despărțit de partenerul tău dacă ai primit în schimb $1,000,000? Deci? Dar dacă ai ști că dacă lui s-ar face oferta asta, el ar accepta. Sper că nu. Răspunde. Cum crezi? Cred că nu. Hai să începem. Da. Deci noi avem, azi avem un alt cuplu, Maggie și Sergiu, Platon, da? Munteanu. Munteanu. Oh, frumos! Care îmi place! Da, eu ți-am spus că trebuie să-i Platon. Eu am familie Munteanu, după așa. Ce s-a măritat cu mine. Numai cât pe social media a rămas Platon. Asta e și ideea, pe Instagram e Maggie Platon, dar am văzut în articole, zic Magdalena Munteanu. Maria Magdalena Munteanu. Înseamnă că Munteanu e ei și eu luat Platon sau invers? Nu, 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 nu. Munteanu e familia mea. Da. Nifact. Smoc. Așa, deci cuplu sau familie, da? Familie. 10 ani împreună, 3 copii. Da, corect. CV-ul nostru pe loc. Da, asta ca să introducem în context. Noi avem pentru început un joc din călzire. Voia să-l vedeți rezultatul lui deja când ați iasă produsul final. Uh-huh. Trebuie să închideți ochii și să răspundeți cu degetul, ori arătând la partener, ori la propria personalitate. Când întrebarea este o întrebare și voi răspundeți. Uh-huh. Ea sau eu? Ceva de genul ăsta. Uh-huh. Da? Și îți vreau 10 întrebări. Așa, razăgrevă cine e. Let's go. Hai, cine dintre voi doi iubește mai mult? Așa. Cine dintre voi doi inițiază mai des certurile? Stai să mă gândesc. Bilanțul pui, da? Inițiază, corect. Cuvântul inițiază. Da, da, da. Așa, ok. Okay. Inițiază. Cine dintre voi doi inițiază mai des sexul? Și ok. Și e un răspuns interesant. Nestandard. Cine dintre voi doi face mai mulți bani? Așa, ok. Cine dintre voi doi cheltuie mai mulți bani? Aici nu trebuie să mă gândesc. Cine dintre voi doi gătește mai gustos? Ok. Cine dintre voi doi vorbește mai mult? Așa. I-au arătat la mine, eu sunt sigur. Băi, dar voi și v-ați înțeles cum să răspundeți? Eu sunt sigur. Cine dintre voi doi este mai responsabil? Așa. Cine dintre voi doi este mai deștept? Așa. Cine dintre voi doi mai își schimbă planurile în ultima secundă? Cine dintre voi doi crede mai mult în horoscop? Așa. Și cine dintre voi doi este părinte mai bun? Așa, superb. Gata. Minunat. Noi asta iem într-un rius. Okay. Nu, dar tare interesant să răspund. Mă gândeam. Inițiatorul. Inițiatorul, da. Eu mă nervez, dar Maggie inițiatorul. Și dăm numai rept. Cam așa și este. Superb. Așa, acum noi o să trecem treptat la rubrica întrebări de la oameni publici, da, de la prieteni sau poate nu. Caroce, eu am adunat, da, am încercat să adun cât mai interesant. Hai să luăm prima întrebare. Știți cine e Mihai Stâș? Mi-e cunoscut. Da? Mi-e cunoscut. Un TikToker, el a fost. Da. Întrebare. Okay. Așa. Este.
Bună ziua invitaților, mă numesc Mihail și eu vin la voi cu așa o întrebare. Deci, dacă dumneavoastră ați locui la țară și a trebuit dimineața că să luați micul dejun, cine pe cine ar trezi să dai mâncare la găini și să iei ouăle din cuibar să facă, să pregătească micul dejun? Mersi foarte mult de răspuns. Eu pot răspunde în punctul meu de vedere. Așa cum eu mă trezesc mai greu, eu presupun că asta mai e să fac cap-coadă. Da, dar dacă eu mă trezesc prima, pe tine să trezesc peste doi. Deci, by default, subînțelegi că dacă străi la țara, poți avea găini, da? Da, da, de ce nu? Părinții mei trăiesc la țară și au găini. Asta cum faci să-ți leagă, nu? Eu cred că asta ar fi nonsens. Nu, ok, nu-i nonsens, dar ar fi fain să ieși, să fii la țară și să ai fructele tale, carnea ta, legumele tale. Adică asta e cea mai mare, cred că cel mai mare plus de a trăi la țară, dar nu în apartament. Dar tu ești din oraș sau? Da, eu sunt din oraș. Da? Da. Mie îmi place și varianta asta, trăiești undeva în natură și fără animale, da, dar să ai doar iarbă verde și natură frumoasă în jurul tău. Dar să mă duc după asta la magazin pentru ca să-mi cumpăr niște ouă și niște legume. Ideal, eu știu cum ar fi. Trăiești la țară, să ai cineva să lucreze pentru tine și să ai fructele, legumele tale și găinile tale. Asta trebuie și, ar fi ideal. Asta trebuie și primar. Da. De-a-mi alientat, el văd că... Da. Cred că așa ar fi ideal. Așa, bun. Bun. Obșin, dar zici, după ouă, eu să dau. Să înțeleg că cel care trezăște mai devreme, da? Care trezăște mai devreme, da. Da. Și tot eu fac mâncare? Eu să dau mâncare la găini. Ok. Sara. Reciproc, dar... Așa. Mergem mai departe. De la Gabriela. Eu vă salut pe toți trei, Maggie, Sergiu, Vadim. Voi pentru mine sunteți de fapt niște eroi, pentru că la vârsta voastră să aveți trei copii, cu unul e greu, dar voi primi în echipă. Cum voi le reușiți pe toate? Cum ați împărțit toate treburile, nu știu, copii, casă, mâncare, job? Explicați-mi un pic și mie, eu neapărat am să mă uit la răspunsul acestei întrebări. Cum vă reușește? Maggie, eu știu că tu nu ai bună. Cine? Ce face Sergiu? Maggie, tu ce faci? Cum la voi tot asta se primește? Eu cred că e simplu răspuns. Noi nu reușim. Noi nu reușim. Da. Noi reușim... Cumva îți primești. Cumva îți primești, pentru că... Dar de ce tu amăjești? Stai, leac. La noi, de fapt, tot e simplu. Dimineața, adică nu, hai să adică începem să alergi cacalul, la tine e simplu. Da, eu alerg cacalul și am slăbit de viață. No, ideea okay. e că la noi cumva e împărțit pe schimburi, nu știu. El e până la ora 2 de noapte. Adică cum de seară, de seară. Pentru că eu stau atâta ziua cu fetele și cu Marc până mâine. Slavă Domnului că este grădiniță. Da. Tu ești undeva de la ora 10, da? Adică când fetele dorm, până la ora 2 de noapte. Așa. Da, da. Asta-i schimbul lui. Acum, cât e grădiniță? Vara eram până la 4. Da. Așa, dar de și până așa seara? Ca eu simplu, să nu mă trezesc de mai multe ori. Maggie, dacă e toată ziua cu fetele și ea se trezește de vreme și eu de vreme n-as mă trezesc, ea consumă foarte mult și ca ea să se odihnească, eu las pe dânsa să doarmă de la 10 până la 4 sau în cazul ăsta până la 2, fiindcă eu mă trezesc acum la 8 și trebuie 5 ore oricum pentru mine, 6, extrem de puțin. Dar ca și ea să reușească să-și revină, să odihnească, să nu nebunească, eu am grijă de la 2 până la, de la 10 până la 2-3, Marc să doarmă, Marc să facă duș, Marc să-și spele dinții, Marc să mănânce, fetele dacă se trezesc, eu am grijă, în aceeași moment mă duc la dânsă, le schimb, le hrănesc. Așa, asta prea mai ca dejurstvă, da? Da, da, da. Da. Pe schimbul lui, eu nici nu mă trezesc. Posibil că ea să nu se trezească. Așa. Oricum, subconștientul ei audic, eu sunt acolo alături, dar ea se odihnește. Cât de cât organismul se odihnește și asta e important, adică eu cred că... Asta e necesar. Altfel ar fi uneori, imposibil. Uneori, apropo, la unul, când tu le hrănești dânsle, eu câteodată mă trezesc și mă uit la noi și spun, întoarci de pe partea și el altă. Știi cumva? Adică eu încerc să mă trezesc dormind așa. Da. Da, în principiu, adică ai pe schimbări să faci tot. În timpul zilei să iau doar cu dânsle.
Înnebunesc uneori, de exemplu, ieri. Nu e așa tot cum roz, cum pare. Mai arăt și pe Instagram, nu știu dacă oamenii înțeleg asta. Dar da. În principiu, adică e ok. I-am spus că e greu, dar nu e imposibil. Asta. Dar nu mănânci nici cald, sau voi toți sunteți căldură? Eu sunt ok. Da? Asta înseamnă că eu. Ladna. Ai emoții. Nu, n-am emoții. Nu El știu. A dormit, poate rău. Da, asta da. Da și la asta... Somnă de sigur că da. Nu mai caldă a doză? Da. Nu, dar până ai corpul tău mai să luptă cu asta că tu să fii, tipa... No, tu supra-soliciți organismul, da. Și... E, fel de e, dar pe voi știți, înseamnă că și medicină. Noi primul le știu, băbce. El trebuie să facă Instagram, da. Catarelare. El și nu mă urmărește și mine. Nu, no, eu te urmăresc. Ei, așa, eu undeva virtual. Să faci da. Scont doctor Sergiu Scarlat? Nu, no, mulțumesc. Nu, no. Nu, no. No, 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 no. Mulțumesc. Doctor Munteanu. Eu spas. Acolo doctor Munteanu, Liniuț Platon. Discutăm tema asta? Care? Despre Scarlat? Dacă vreți, aveți și spune la ea. Eu n-am citit, eu care ce știu așa. Este, a fost un scandal. S-o ataca, eu tot trec prin asta, eu mai mult ca atât, eu și stimulez așa scandaluri. Și a fost, da, s-a împărțit în două, practic. Da, două s-a împărțit în faptul și a fost contra la și ei, cum s-a exprimat Scarlat și cineva l-a susținut. Asta e tot și știu eu. Cele care au născut la dânsă, de obicei. Adică din ce am observat eu, nu știu. Dar vouă și v-a plăcut și nu v-a plăcut. Dacă facem așa un mic paranteză. Noi am vorbit, apropo, despre asta, chiar eu i-am arătat lui articol. Da, da, eu am aflat acum 2-3 zile în urmă. Soția îmi spune că iată așa o dramă se întâmplă pe internet acum. Și eu am ascultat interviul chiar ieri sau altă ieri seara. Dacă eu vorbesc din punctul meu de vedere ca bărbat, să... nu sunt de acord cu dânsul, fiindcă eu am asistat la ambele nașteri, și cu Marc, și cu fete, și eu am fost persoana care a spus eu vreau să fiu acolo. Ok, dacă Maggie avea să-mi spună eu nu mă simt comod sau confortabil ca tu să fii alături de mine, eu avea să o las ea să nasc singur, sau cu mama, sau cine să o țină alături. Atât timp cât ei ok cu asta, eu am spus că eu vreau să fiu acolo, fiindcă sunt mai multe motive, de fapt. Unul, cel mai important motiv, asta că eu vreau să-mi susțin soția. Eu, dacă sincer, nu știu cum era fără tine acolo, că eu mă uitam toți medicii îmblă pe acolo și așteptam fața lui să-l văd pe dânsul și știu că eu sunt în siguranță, știi, cumva acolo. Okay. Este cineva meu. Da, dar câteva ori tu așa spuneai până la naștere, până la să mergem, să naștem acolo, tu spuneai că probabil am să vreau să fiu singur, sau ceva genul ăsta, da, adică aveai așa gânduri. Erau. Și noi am mai discutat, mai nu știu cum, și a rămas așa by default că eu sunt în sală de naștere. Cu Marc tot am fost acolo, a fost o naștere mai complicată. De urgență. Da, de urgență, dar eu foarte mult mă bucur că eu am fost acolo, din ce motiv, fiindcă eu știu prin ce eu trecut. Și asta pe mine mă face să o respect și mai mult și eu înțeleg cât de greu asta a fost și... Dar tu ai văzut tot procesul de naștere? Da, eu am fost în sală. Da? N-am, la noi a fost așa naștere obișnuită, după ce de urgență a fost cezăreană. Și deja când a fost cezăreană de urgență, eu am plecat în sala de operații și acolo nu am asistat, fiindcă asiști în sala de operații atunci când se planifică asta din timp. Da. Cu fetele deja noi am planificat asta din timp și eu am fost acolo de la X. Ok, da. Interesant. Că eu... Tot a fost o discuție tare așa contrarie între mine și Cristina, și Cristina zice, dar și tu, dacă eu să mă duc să nasc, tu tipa, n-ai să intri cu mine? Asta a fost predeavă concretă, așa știi? Eu gândesc așa, că dacă soția are nevoie de soț și soțul e ok cu asta, ar fi foarte bine și corect soțul să fie alături de soție în așa moment. Da, de acord cu asta. Dacă soția e contra ca soțul să vină, ok, las-o soția să facă ce are ea nevoie. Da, uneori femeile sunt mai puternici când ele sunt singuri. Eu știu foarte multe cazuri. Da, okay. Sunt și mai este o alternativă când bărbatul e contra. Asta tot trebuie luat în calcul. Da, asta tot trebuie luat în calcul. Eu asta o iau ca două etape. Prima etapă atunci când soția tare te vrea alături, dar tu ești contra, tu ai putea să... Să faci o excepție. Să faci o excepție. Compromis în felul. Da, ok, știi, genul, eu am să fiu alături, dar poate nu chiar alături, știi? Adică eu am să fiu cu tine în sală, sau... Adică cumva... Ar trebui să susții soția oricum, adică soția ta nu e persoană de afară. Da. Dar dacă el intră atât de contra că
Atunci soția ar trebui să facă o excepție și zic să lasă de la ea, să zic ok, cred că mai rău o să fie dacă ea o să keep pushing, știi? Adică mai leașnă și el și da, da, adică înțelegi cazuri, că da. Pentru ce să-l impui dacă el nu e gata pentru așa ceva? Sunt bărbați care când văd sângele ei nu sunt bine. Adică chiar lor le-s face negru în ochi. Atunci pentru ce să iei omul ăsta încolo? Adică el... Da, așa, asta nu înseamnă că el e slab. Da. Asta el are... În felul lui așa un minus că așa se simte el, adică un fel de băiați crovi, cum să spun. Da, adică, da. Cazul... Am răspuns corect când am zis că și nu vorbește mai mult. Da? Da? Adevărat? Ok. Nu. Eu am arătat la tine, apropo. Da, da. Dar eu la tine am arătat. Da, eu știu, eu am spus că eu știu cu toată să-ți primim. Este o chestie care este un factor psihologic, mai în scurt. Factorul psihologic e că, blin, mulți bărbați nu pot să treacă psihologic de asta și în multe cupluri se întâmplă așa că după asta tare e afectată viața sexuală. Da? E că asta e o chestie. Și atunci răspunsul meu la întrebarea este când femeia insistă, asta și era în contrazășurile mele cu Cristina, Cristina zice, dar tu și chiar n-ai să te intri? Și eu zic, ok, eu pot să intru, pot să merg la compromis, dar tu îți asumi riscul că noi putem să ne îngropăm relația din cauza asta. Pentru că aici există simplu un moment. Psihologia femeie și psihologia bărbatului. Și eu le diferențiez, știi? Și că asta e un subiect care tot țara l-a discutat. Da, mai este chestie că... Nu, eu zic că e foarte corect. Atâta timp că tu te gândești la asta și asta pentru tine e o problemă, asta poate să fie problemă după ce tu faci pasul ăsta. Dar eu nici n-am avut așa gând. Așa. Că asta ar putea să-mi strice relația sexuală. Eu... ca idee, adică principalul la mine era altfel. Sunt țin soția și țin situația sub control din punctul de vedere care eu pot să o țin sub control acolo. Da. Asta cred că la mine era. Adică, și tu mai spuneai despre medici, dacă văd că este soț acolo, cumva ei se comportă altfel. Da, eu cred în asta. Eu cred în asta. Eu cred în asta. Atât timp cât este soț alături, adică știi că în soție poate să fie sub anestezie, în panică, în durere și ea nu înțelege ce se întâmplă acolo în jurul ei. Atât timp cât este o persoană care ține tot sub control. Ține sub control, adică medici, poate nu. Eu știu că medici oricum trec un protocol oarecare, știi? Dar ei o să țină mai mult calmul și protocolul ăsta sub control atât timp cât este o persoană care vizualizează lucrul ăsta aici, în sală. Un martor. Adică un martor, da. Ok. Și asta tot a fost un punct foarte important, de ce am spus că eu vreau să fiu acolo. Nu, vopșe, medici ar trebui, nu spună la dubii încrederea noastră, dar să fii medici. Da. Da, dar se întâmplă așa de multe situații. Știu, deci, știu. Factorul uman. Da, asta corect. E. Corect. Deci până la urmă, dacă răspundem la ideea de ce faceți voi lucrați în schimburi. Schimburi în fiecare zi, da? Da. Da, e exact mereu. Același. Da? Ce zi în săptămână. Da. Da, nu se schimbă nimic. Se întâmplă excepții. Când vine mama, de exemplu. Da, când vin, de exemplu, părinții sau vine o prietenă, fiica nașilor, uneori vine și ne ajută. Și atunci eu cumva am o leacă de timp liber sau Maggie poate să meargă la un podcast, la o filmare, la un contract, să-mi ia ceva să mai facă. Adică, astea sunt excepții. Când fac ceva schimbări în programul ăsta. Dar sincer, că dacă să vorbesc mai cu Gabi, când ai primă copilă, îți pare că te așa de greu și nu știu, cu Marc, nu ți-mi minte? Eu nu știu, eu credeam că eu sunt pe altă planetă, dacă sincer. Așa. Experiența, cred că. Asta e întrebarea, răspunsul. Pe urmă e ca la doilea, credeam că o să fie un copil, la noi a fost jackpot. Doi. Bonus, da. Și cumva, adică, tu iei situația sub control și tot merge. Nu știu, da, bine. E ca din toată experiența, mai aveți în planuri, mai vreți copii? No. Nu, mulțumesc. Până și nu? Nu? Trebuie amândoi în tandem de răspuns. Nu. No. Categoric. Gata, aici a fost planul, a fost atins, da? Da. Tot supra-atins. Supra-împlinit. Supra-împlinit. Ok. În schimb, poți fi înfericit cu trei. Da? Cu doi. Nu, da, asta e frumos. Vopșe, pe mai tare frumos. Așa, avem o întrebare de la... psiholog. Nu știu dacă îl urmăriți pe Maxim Orândaș. Nu știu. Psiholog de profesie, Orândaș Maxim, și eu am o întrebare pentru voi. Care a fost cea mai mare greșeală în relația voastră? Stai.
Ies adevărul. E glumesc. Glumim. Cea mai mare. Greșeală, dar nu știu dacă noi... Da. Nu undeva unde e, eu cred că aș, cum aș interpreta, cea mai mare greșeală asta e, cred că undeva în prag de despărțire sau divorț sau ceva unde s-a dus pe naibă jumătate de, sau un an de viață pentru că ceva s-a luat o decizie, nu știu, cumva. Nu știu dacă noi am avut ceva. Nu? Noi n-am avut ceva. Mi-e tot. Pentru că noi orice problemă care apar, noi rezolvăm în dată sau ne trimitem unul pe altul în cameră diferit, fără ne întâlnim și privet. În sens cum? Nu așa, știi, adică noi nu reușim să ne certăm așa. Ne certăm noi. Uneori dar nu așa de tare. Da. Ai... Acum nu avem timp, sincer. De când noi nu avem timp să ne certăm prostă. Dar erau certuri. Dar da, nu le rezolvăm oricum. Nu era așa că gata, ne despărțim sau ceva genul ăsta. E cum știu, n-am spus că noi ne divorțăm și gata. Doamne ferește. Doamne ferește. Da. De ce stă așa? Doamne ferește. Precolă. Dacă sincer, nu, noi... Dar nu suntem noi cuplu ideal, dar avem certuri, dar ideea e că noi rezolvăm cumva. Nu, întrebarea e foarte bună, dar trebuie de gândit. Pentru dânsa trebuie să te gândești puțin. Da, e așa, adică... scrollă 10 ani da, în urmă. Dar vezi că ea poate să aibă și un răspuns genul că... Că, nu știu, exemplu, pur teoretic, ți-am dat voie să fii vegetariană, dar nu, asta nu mă deranjează, dar știi, adică asta tot ar fi un răspuns, știi? Da, adică asta nu înseamnă că e rău sau ceva genul ăsta, dar asta a schimbat viața noastră așa. Foarte mult. Dar nu vorbesc despre asta, chiar asta nu mă deranjează. Asta pe o perioadă sau definit? Tu ești vegetariană? Da? 10 ani. Iacă, 10 dar chiar nu mă deranjează. Chiar nu mă deranjează asta. Așa. Nu știu, adică ar trebui să mă gândesc chiar la... Dar tu carne mănânci? Chiar azi am mâncat. Da? Eu îi pregătesc carne. Dar tu, da? Eu pregătesc carne. Eu pur și simplu nu pot să o consum, mie nu-mi place. Uh-huh. Am încercat în sarcină pate de ficat, da? Uh-huh. E pate... raț. E ca asta, e unica și a intrat în mine de carnivor. Așa nu-mi place textura. Pur și interesant, simplu. Interesant. Da. E așa-i dulce, știi, așa. Asta tu ipotetic ai spus, da? Da, eu ipotetic, gata, ipotetic. Sunt nevoie de a răscolie. Nu, da, nu, chiar mă gândi... Trebuie să mă gândesc la așa ceva ca să dau un răspuns. Mm-hmm. Apartament, sigur, poate, da. Nu știu, s-a depus un efort mare, s-a adunat bani și l-a luat într-o parte greșit. Sau ceva, poate, nu știu. Da, adică vezi, asta nu înseamnă că relația între noi, adică nu numai decât așa. Relația între noi. Da. Asta vreau să spun și eu. Ok, super, blin. Tot e ciotcă, căroci. Da, e că să ascult dintr-o parte și zic, oameni fericiți. Pur și simplu, nu, da, noi chiar nu avem timp să ne certăm, să ne... Așa ne mai înghimpăm noi câteodată și eu îi spun, eu azi sunt cactus. Rog, nu mai tine și azi sunt cactus, ieri am fost cactus. Da. Înțelegi ideea cu cactusul? Da, genul da. Că eu, orice noi ar spune, ea să reacționează la asta foarte aspru, n-a să fie dulce, n-a să fie drăguță, n-a să fie, adică, prea rece. Asta este așa un status cum... Eu sunt căsuță, da? Da. Da, eu azi cactus. Da. Și tu tot așa spui câteodată sau nu? Eu, de fapt, îi spun că tu azi ești cactus, eu sunt energie și îi spun că ok. Și tu asta e normal? Tipă, dar cine ești tu când spui mie? Cine ești eu? Cactus sau trandafir? Eu prea tare îl iubesc pe dâns că să-i spun așa ceva. Noi așa știi cumva ne simțim unul pe altul și noi redăm emoțiile altele. Eu îi spun tu în ghimpi azi, azi în ghimpi, trebuie să faci ceva. Eu de ce dacă nu mănânc în ghimpi? Da, păi eu tot. Da? Dacă nu mănânc carne. Da, eu mă știu dacă nu mănânc. Nu, dar pe... Unu zero. Da. Este tema asta. Dar bun, dar și faceți voi când e ca cineva e cactus, să spunem. Cineva e cactus, da? Ignor. Apăciți, găsește altă ocupație. Da, da, ignor. Adică nu încerc să scot dintr-un să informații, nu încerc să... Să vorbesc cu dânsa pe temele pe care ea nu le acceptă. O las scoacă în ea. Cu tot trei copii acolo. Da, da, da. Nu, ideea e că eu s-au alături. Eu s-au alături undeva dar în cameră, în fund. Ea, în primul rând, mă gândesc la ce e că trebuie să mănânci. Dacă nu e problema nici mâncare, atunci o las că e... Ia să îngros să vină și o să-mi spună și o să discute. Se formează un checklist. Deci dacă e cactus, înseamnă 1. O mâncat, nu o mâncat. 2. Are nevoie de timp. O stat 3 ore singurul nostru. Da, da, frumos. Așa, da? S-a vorbit singurul cu dânsa sau nu, da? O făcut azi baie să nu... Cadă, cadă. Așa, bun. Măghe, când faci cadă, eu simt e prințesă. Regină. Da? Da. Ok, ok. Relaxat, da? E ca așa.
Salutare, Maggie, Sergiu și Vadim, desigur că. Întrebarea mea pentru voi este: la ce v-ați gândit unul despre celălalt în ziua când v-ați cunoscut? Oh, eu știu aici răspunsul. Da? Eu știu răspunsul meu. Răspunsul lui. Noi ne-am înțeles, ne întâlnim lângă Green Hills, în cheță numit, la botanică. A, tu despre ziua asta? Eu am crezut, ok. Când ne-am întâlnit prima dată. Ok. Oficial ne-am întâlnit. Noi am crezut că ne-am făcut cunoștință. Nu, sau când te-am văzut prima dată. Stai, am ușa asta toată răspuns. Să-l okay, și am venit într-o ofițință scurtă, nu știu de ce. Sexy. Și în, de aștia, ciorapii lungi. Da, da. Și el mi-a venit de parcă, văd că mi-l, așa, parcă are emoții. Și vin și îi spun, Magdalena. De el, Sergiu. Știi că așa de e, de emoții, Doamne ferește. Și am văzut că era foarte emotiv. Dar eu, nu știu. Și te-ai gândit? Eu m-am gândit că el e destul de motiv, deși el mi-a spus super mare. Mm. Între noi diferența e 5 ani. Mm-hmm. Și el mi-a spus așa de matur. Noi aveam 19, el avea 24. Așa. Și mi-a spus, Doamne, așa de mare, bărbat. Și cum eu cu dânsa să ies în general? Tot timpul până atunci am avut doar prieteni care erau ori de vârsta mea sau cu un an mai mare. Și când am văzut dânsa, zic, Doamne, nu știu cum o să fie în relație cu dânsa. Eu vreau să spun istoria când am văzut-o pe Maggie prima dată. Uh-huh. Adică ce gânduri am avut. Eram în City, da? Da. Clubul din noapte City. Era Zebra Show. Așa. Eu fotografiam acolo. Și ea era invitată. Și o văd pe ea cu încă o domnișoară și doi băiați. Domnișoara era cumnata, unul din băieți era fratele. Și Mihu, unul din prietenii noștri. Așa. Da. Și eu văd. Apoi s-a întâmplat așa că atunci am făcut, adică vizual mi-a plăcut. Uh-huh. Și apoi fotografiam la banner și ea a ieșit deja să fac și ea poz la banner și eu aveam așa gânduri. Adică am văzut-o, ea făcea, avea un machiaj genul cu strels de astea. Care Dar noi asta... le făceam incorrect și am stricat privire. Adică spre da. Ne... Și mă uitam la dânsă și zic, uite ce fată frumoasă, sexy, și cu ochii. Și îi spuneam de fiecare dată despre asta. Și noi când am făcut cunoștință cu dânsă, asta, noi am făcut cunoștință deja peste jumătate de an aproximativ, cu istoria o leacă mai lungă, că eu nu puteam să o găsesc, ea nu era pe internet, nu utiliza social media acolo, s-a făcut o pauză, ceva de genul ăsta. Da, era spărțări în traul. Așa. Și după cumva s-a întâmplat că eu pe însă o căutam vreo jumătate de an și după anul nou, prin ianuarie, februarie, i-am scris mie și zic eu ți-am scris, noi ți-am dat ție cerere. Tu mi-ai dat cerere la prietenii? Da, eu îți scriu, în sfârșit am găsit. Da, îți dai seama, asta a fost primul mesaj, în sfârșit te-am găsit, deci citesc, unde ce s-a întâmplat, unde mi-ai găsit? Da, ei mi-a scris că sunt pozele de la eveniment. Aha, nu, materialistă, da? Nu mai este încurs. Eu ți-am dat doar ceri de prietenii, pentru că eu am văzut la City, acolo era pozul la Zebra Show și era scris jos Sergiu Munteanu, cum scrie înainte pe poză. Și stai să întrezi, eu atunci la teză de-am... Oricum, asta era ideea. Dar nici nu m-am gândit. Asta era ideea, că mi-a dat ceri în prietenii. La sigur că nu mi-a dat. Hai, poate să ies cu băiatul ăsta. Nu știu, nu știu. Asta era primul gând. Asta era primul gând, că... Ce fată frumoasă, dar are probleme cu ochii. După asta tot normal? Tot e super. Te-ai învățat să faci strel? Vopșe nu-i mai facem. Nu le mai fac așa, da. Am mai avut câteva tentative, da. Da? Tot așa iese? Da, adică îi schimbă privirea foarte tare. Ideea e că la mine ochii sunt mendelevidne, nu știu cum, română. Formă. Forma olivă, da? Și asta e. Răspunsul. Mai pe scurt. Bun, dar cum asta tot o continuate? Că prima întâlnire, după prima întâlnire, și impresia s-a rămas. Deci față, mă, că... Ideea e că nu știu dacă știu părinții mei din istoria asta. Hai să rămână după cadru. Enigmă să rămână, cum a spus cineva. Ne-am îndrăgostit, enigma. Ne-am văzut și în cecior, Bun, versiunea oficială. Evaluat. Da. E ca așa, părinții ăștia strică tot conținutul. Da. Bun. Noi am terminat cu... Ce te râzi? Tot normal. Ești al să minte, amintiri din copilărie. Te-am lacrimi, te-am. Oh, da, Prikolno, bun.
De aia să-i scrie ție și așa întrebă. O să facă niște sondaje pe stories. Da. Sau nu. Da, deci trecem la rubrica, gata, asta e ultima rubrică. Strachina adevărului. Strachina. Strachina bunicii. Da, aici regulile simple. Pe rând luați câte o întrebare și răspundeți. Și servesc ca bază de discuții mai departe. Răspunde relații. Fiecare sau? Da, da. Da. Tu ai întrebare pentru mine, eu am întrebare pentru tine? Nu, sau nu, tu citești întrebarea și tu răspunzi. Okay. Sau poate să fie, depinde de amă. Care sunt valorile fundamentale pe care le împărtășiți și care vă ajută să vă mențineți relația sănătoasă? Prima, respectul unul față de altul. Doi. Doi. Nu se înțeleg cât de amă secretele, da? Da. Da, tot ce se întâmplă acasă, rămâne acasă. Foarte corect spus. Corect spus. A doilea, a treilea. Hai, treilea. Cred că să ajungem la compromisuri. Pentru că noi foarte des avem... Nu, asta cumva tot reiese din respect. E ca, da. Cum s-ar manifesta valoarea asta de respect? Când, când se întâmplă sau ce situații trebuie să întâmple în momentul în care îi pun la întrebare, băi, iată respectul și noi trebuie să ne ținem de jos. Da. Timpul personal, spațiu personal. Așa. Da, de obicei când... Gândurile, ideile, dacă sunt corecte. Știi? Dacă eu, de exemplu, am un plan, vreau să mă duc undeva, el nu spune, băi, nu te duc, eu am asta și asta, știi? Eu tot am planurile mele. Planurile mele sau am chestii de făcut ce ține de personalitatea mea. Deci, cumva ne... Dar cât timp vă dați voi unul altul? 10 ani. Nu. Săptămână, cât timp personal ai tu, de exemplu? Hai, nu spune zero. Nu. Mă gândeam că o să spună zero. Nu, uite, eu dacă ies cu prietenii, ies odată în 2 săptămâni, cred. Nu, înainte ieșa mai des. Pur și simplu, cum ai spus, înainte ieșa mai des. Foarte corect ai spus. Perfect. Dar tu cât timp ai personal? Da, eu prea ies. Eu cred că e chiar zero. Da? Mă, e chiar zero. Da, pentru că... Eu dacă cumva pot să ne permit... Știi ideea că... La noi poate vină cineva să ne ajute cu fetele? De exemplu, fiica nașilor sau uneori chiar nașii, părinții. Dacă Maggie pleacă, ea pleacă doar din motiv că trebuie ceva să facă. Bani. Bani sau unghii sau părul sau ceva... E o urgență. Nu că să mă întâlnesc cu cineva. Da, nu îți duc să beau cafea sau... Mă duc să mă plimb prin parc. Știi? Nu e așa. În schimb, la mine se întâmplă. Maggie îmi spune că, uite, azi îți vină, de exemplu, fiica nașilor la noi. Nu știu, poți să te duci să fumezi un calean sau să, nu știu, vezi cu cineva. Mai rar, dar se întâmplă. Se întâmplă. Și eu atunci îi spun, Maggie, mulțumesc, eu sunt puteți, cine liber? Femeia ne-a dat voie să ieși din casă. Cât de strană n-ar suna, dar... Cam așa. Uneori trebuie să-mi cer voie să ieși din casă. Adică nu că să-mi cer voie, fiindcă eu știu că eu o las pe dânsa cu 3 copii. Iată, el se roagă să crească mai repede. Eu aștept să aibă 18. Da, dacă ai prieteni sau cum reacționezi tu când cineva spune, dar și atcablu? Nu spune nimeni. Înainte era așa ceva. Dacă mi-ar spune, m-aș uita la dâns cum ar fi dacă ar avea 3 copii. Da? Da, apropo, înainte era așa ceva. Că poate că blucnic, nu știu ce. Când Marc era mic. Erau momente de este. Da? Da, pur și simplu ei tot n-aveau copii atunci. Măi, ei au copii, cei care răspunsă. Și nimeni nu răspunde la telefon. Și asta e la podcast, măi. Da. Așa, sunt organizare și ei de timp, cred că, da? Copiii îți dau planurile peste cap. Și dacă înainte noi făceam planuri, acum noi... Ne dăm după planuri. Ne dăm după copii. Unii noi acolo stricurăm să facem ceva. Asta e ideea. Și pe lângă asta trebuie să mai faci bani. Ceea ce e locul doi în viață. Să ne tăt una de alta, știi? Ca un circuit ăsta, cerc vicios, știi? Una în fiecare zi. Atât normal. Căruci, există cuplu, copii și sursă de bani pentru a întreține tot asta. Da, da? Și tot asta e planul 2-3. Așa la tătă e să învârți în alt cerc. Asta ce ai spus tu e prioritar. Da, restul da. Deja e un cerc, da, cum să mai e un cerc alături, care uneori mai se mai învârtește. Se mai intersectează câteodată. Da, 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 da. Și o altă valoare cred că ar fi educarea copiilor, pentru că noi mergem pe aceeași undă, parcă. Dar care e undă? Nu, fără telefoane, fără... Eu cred că unda asta la noi a apărut atât timp după ce noi am început să vorbim.
și să ajungem la același numitor comun? Nu știu, pentru că vedeam, nu știu, de exemplu, ducem undeva în cafenea, dar noi nu avem copii și vedem cum copiii stau așa cu telefonul și mănâncă. Și am spus, eu niciodată nu vreau ca copilul meu să stai așa și eu... Da. Adică... Și asta e implementat. Da, pentru că eu nu vreau să văd asta niciodată. La noi asta nu e. La noi Marc privește desene animate, dar asta e, hai să spunem, ultima săptămână, el a privit câte 20 minute pe zi, nu... Ok, el ieri a privit 20 minute, altele 3 zile până atunci el nu a privit deloc, dar vara când noi eram cu fetele supraocupați și chiar Marc avea nevoie de atenție și el și cumva încercam, atunci puteam să mi-i permitem acolo jumătate de oră, poate vreo 40 minute privat de ține animat pe zi. Pur și simplu nu rezistam, adică el trăia atenție, nu azi, el plângeau, știi, și noi avem 4 mâini pentru 2 și efectiv nu reușeam. Dar și se ocupă, și ocupați copiii fără telefon? Cărți. Jucării, imaginație. Foarte corect, da. Și imaginația asta cum? El se duce la nu sunt cameră și ia jucăriile și începe să facă fel de fel de chestii, adică cuburile lui începe să joace. El încearcă joc de rol oricumva. Eu știu despre ce că contează ca copilul să știe despre, în engleză ar fi boring, despre cum plexală. El să plixească. Da. Și asta ar fi corect, fiindcă dacă tu întotdeauna să-l baci pe dânsul în activități, ai să-l ții în braț, ai să-i dai desene animate, nu știu ce, el devine hiperactiv. Și el caută asta mereu. Și el caută asta non-stop. Copiii trebuie să știi să plixească, să mai neorlăie, să mai mărâie. Atât timp cât copilul se plixește, el își aprinde imaginația. Și creierul lui funcționează mai mult decât când el privește un televizor. Lego cumpărați? Da, are. Dar el mai mult e atras de cuburi, are cum se numesc, Hulk, Spider-Man, de ăștia, și își face casă din cuburi și începe acolo, poc. Da, el face niște scenarii pe care, oricum, scenariile astea, el le-a privit ca desene animate și apoi scenariile astea le implementează în viață, adică imaginația lui. Dar iarăși, el imaginația și o implementează atunci când el deja nu știe ce să facă mai departe, adică face el desenele lui animate în viața reală, cumva. Adică și asta e... Ok, dar Marc câți ani are? 4 faci. 4. Săptămâna viitoare. Ok. Da. Deja când nu se poți negocia și să te înțelegi. Nu. Eu cred că asta numai să începe. Poți, dar... Nu, noi ne înțelegem. Adică noi negociem cu el, noi ne înțelegem, vorbim, discutăm. Orice ceartă încercăm să o discutăm. Orice plâns al lui încercăm să-l... Poate nu atunci când el plânge, dar după. Încercăm cumva să rezolvăm problema asta și îi aduc aminte. Uite, nu mi-a plăcut cum te-ai comportat atunci sau atunci sau atunci. Ai putea să faci așa în schimb. Uite, acum ești foarte fericit și frumos, uite, vezi, noi putem să vorbim, acum îmi place cum ești. Adică, iată discuții genul ăsta, încercăm cât mai des să facem. Ok. Asta până n-ai să ieșim din mință. Deci să vezi pe aproape? Nu, până când tot e stabil, știi? Nu, mă, că vin încă două care, nu vreau asta să mă îmbrac. Nu vreau la grădiniță. Da, la noi cu Marca asta e ideea, că noi fiecare dimineață negociem cu dânsul ca să-l ducem la grădiniță și el, nu plânge. Dar uneori mai întâmplă că mai neorlă, cum noi spunem. Seara eu trebuie să-l iau de la grădiniță și el plânge că nu vrea acasă. Vrea să mai stai la grădiniță. Stai, băț cu două capite. Dar v-ai spus că copilul se plictisească, dar nu doare sufletul când așa urmărești dintr-o parte că el se plictisește? Sau, nu? Ideea e că el nu se uită în pod atâta timp cât se plictisește, el își găsește ce să facă. Și asta e interesant, să privești oare cu ce el o să se ocupe în timpul următor. Și se întâmplă că el poate să vină și să înceapă să joace cu lucrurile mele, care poate să fie scumpe acolo, un obiectiv, nu știu ce, și eu mă uit... Marc, atunci se începe. Nu, Marc, asta nu se poate. Știu că nu se poate. Nu-i corect să-i spui copilului nu, dar trebuie să-i schimbi atenția la altceva. Dar atunci la mine se începe. Marc, nu, atent acolo. Nu face asta, Marc. Ieși din cameră. Parchezi din apartament. Cui ușa. Da. Încercăm oricum să-i distragem atenția de la asta și să-l facem pe dânsul. Nu, Marc, mâncare îl faci fericit. Ceva gustos. De ce vine? Mai de ce ai ceva gustos pentru mine? E că dacă îi dai ceva gustos, el poate... Jeleșchi, nu? Nu, la noi e totuși zahăr. Da? Foarte el mănâncă zahăr, doar iarăși fix așa cum desene animate. Foarte strict. Limitat. Și doar când, a fost foarte bravă toată ziua, a făcut așa cum noi cumva l-am rugat să facă, sau în așa chestie. Faci curat în cameră. Epscurul noi trebuie să fim motivat el, știi? Așa. Adică și să aibă bonusuri.
Da. Că dacă altfel, nu cred că ar merge altă educație. Azi la grădiniță cu bumbunic. Da? Da, micuț. Și am iertat. Tati, asta e bumbunica mea preferată. Eu mă întâlnesc. Tu așa spui la fiecare dulce care da. Da, da. Asta e intenția, că cumpăr mai des. Da. Mm-hmm. Dar nu-l trage să fotografieze sau să filmeze? Ba da, da? El vede. Blogul, ideam, da. Pe telefon. Da, el vede la mine cum eu pun, știu, pun stativ. Chiar ieri eu pus stativul și o fixat așa, că scadă lumina. El vede tot la mine, știi, așa. Și copii, și pune uneori așa. Bună ziua, iată televizorul lucrează, noi ne-am mutat în apartament nou. Iată pereții deja sunt făcuți și îmi lușa prin casă și filmează. Eu, Doamne, e tare haios. Asta e camera mea. Da, aici mame doarme, da. Aici sunt fetițele și tot e bine. La sfârșit să și tot e bine. Fiecare videoului. Și tot e bine. Tot e bine la dânsă. Da. Dar la TikTok, YouTube n-are acces? Nu. No. No. YouTube are acces doar atâta timp cât noi îi dăm voie să privească desene animate. El s-a uitat pe Netflix sau pe YouTube. Uh-huh. Și el vara, atunci când eu povesteam că el putea să privească jumătate de oră, 40 minute desene animate. Adică telecomanda era la accesul lui și el ducea la televizor, așa prindea televizor singur. Singur intra pe YouTube, își găsea desene animate care îl vrea, îl pornea și singur schimba ca să dădea până aproape de sfârșit. Știi că trebuie numai 20 minute, el da, știi. Da, el, dacă, de exemplu, era un desene animate de o oră și ceva, el îl dea la sfârșit, adică să rămână acolo. Așa, așa. Și el când se termina, închidea și zicea. Adică da. Asta așa de tare, eu venit în deprindere. Da. Și el știe și deștept. Uneori spune, mami, dă-mi pui desene animate ceva ca să învăț. Că eu îi spun, mar, nu, uita la aia. Uite, trebuie să pui ceva ca să înveți. Să înveți, nu știu, anotimpuri, ceva, engleză. Și omul el vine deștept, mami, dar eu nu mă uit la desene animate cu monștri, cu ce. Eu vreau cu ceva ca să învăț. Știi, șmecher, da, măi. Mai avut eu o tentativă de asta, aproximativ un an în urmă. Noi am mers cu el la teren de joacă, la Atrium. Nu știu. Latrum, da, asta Latrum a fost. Și în altă zi, adică am fost acolo la teren cel câteva zile la rând, sau o dată pe săptămână și peste o perioadă, noi treceam pe acolo. Am născut fetele deja și s-au terminat. Nu, eu povestesc despre situația când am fost cu mașina la spălătorie acolo. Ok. Și odată noi am fost și am lăsat mașina acolo la spălătorie, este o spălătorie acolo în subsol. Teren. Și am fost la teren de joacă. Zic, oricum ducem la teren de joacă, cât ne jucăm, mașina să fie curată, prindem doi iepuri odată. Perfect. Peste o săptămână sau două, trecem pe acolo și el, Marc, ședem în urmă așa și stăm acolo semafor și el, tati, la noi mașina nu știu cum e murdară. Da. Și eu, muți, da, e murdară, trebuie să o ducem la spălătorie. Și el, tati, uite aici este spălătorie. Și noi cum e? Adică eu înțeles cât el e smart, el îmi spune, mașina e murdară, să o ducem la spălătorie ca să ducem cu dânsul la teren de joacă. Da. Pur și simplu, voi n-ați ajuns încă la etapa de funnel, că este vânzătă. Spălătoria s-a dus, el vă sugerează pe momente. Da, 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 da. Și el atunci avea cât? 3 ani? Da. 3 ani avea. Super. Poți iei tu întrebare, să vezi. Așa. Ai. O să luăm întrebare. Și scrie acolo. În ce moment al relației voastre ai înțeles că ești hotărât să formezi o familie cu partenerul tău? Când ai înțeles că el, ea, este alesul, alesa. Vezi cum? Tot revine la prima zi acolo. Hai, nimic chiar mai interesant când tu asta ai decis. El am bătut la cap 3 ani. Cum tine Cristina cu Dyson și așa. O familie. Familie. O familie, nu un cuplu, da? Atunci, eu pot să răspund la întrebarea. Desigur. Eu aveam inel pregătit, doar că inelul mereu era la mine și în fiecare călătorie sau unde noi ne duceam, eu spuneam, dacă eu am simt că aici e momentul, atunci am să o fac. Și inelul a fost la mine în buzunar cam mult short timp. Adică încă nu simțeam eu că... Nu, nu chiar trei, nici chiar. 3 ani noi ne-am întâlnit. Dar nu înseamnă că eu inelul avem din prima zi. Mai tai. Nu știu, nu știu. Și noi ne duceam într-o călătorie. Dacă retrăiești și îți trebuie și vă dai scuze cu tinderul. Da, da. Eu nu retrăiesc, îmi place să mă joc. Și mergeam într-o călătorie în alta și am fost în Roma și atunci mă gândeam, simțeam deja că e timpul și dacă am simt că ești momentul și locul potrivit, am să o fac. Adică eram...
deja 90% sigur că cam s-o fac. Și în primele 2 sau 3 zile mă simțeam așa de... Era problema că noi eram în Roma. Uh-huh. La Paris. Vara. Cald. Insuportabil de cald, aș spune. Și tot m-am trimis să facem 3 ani atunci împreună. Da, da, da. Și era insuportabil de cald. Și dispoziția nu era cea mai bună și cea mai frumoasă, știi? Aglomerație era. Aglomerație, da. Adică era o călătorie, hai să spunem, nu dintre cele mai frumoase. Mm. Eu am înțeles de atunci că nu trebuie să te duci în Europa vara. Nu trebuie să călătorești în Europa vara, da. În orașele mari mai ales. Și se primește așa că cineva știa că eu eram în Roma și îmi spune, uite, dacă sunteți acolo, să vă duceți într-un loc frumos și să vizitați, o să-ți placă. Du-ți seara. Și eu zic, ok, noi cumva am organizat, eu mai am spus, noi ne ducem, dar... La planetarium tu ne-ai spus că ne ducem. Ok, dar povestesc, dar înțeleg, bine, dar povestesc istoria. Stai, stai, ideea și important, știi care? Că mama spune că vreo săptămână în urmă. Vezi că Serioja o să ceară în căsătorie. Și normal că eu las, mă gândeam. Da. Tot călătoria. Da. Și asta era 3 sau 4 zi? Poate chiar a 5-a? Nici nu mai țin minte. Era seara și... Dar eu cu o zi înainte spuneam că, uite, mâine să ne ducem acolo la planetarium, să vedem stele, să ne uităm la lună, la... Și chiar din locul unde noi trăiam, să vedea acolo niște munți, unii erau niște bilii din astea, care noaptea se deschide și ies telescopul. Și eu zic, iată acolo să mergem. Și eu zic, ok. Dar eu m-am mutat pe hartă unii aproximativ e locul celălalt, dar noi trebuia să mergem la un restaurant. Uh-huh. Și restaurantul celălalt era tot în direcția cei, chiar lângă planetarium, că eu mă uit ce este în jur, că eu să-i spun că noi ne ducem acolo, dar într-adevăr ne ducem, da, ne ducem la, la restaurant. Și noi am mers acolo, era noaptea, ne-am pornit seara pe la vreo 7-8, sau mai târziu chiar era. Era vara, vara era întuneric. Uh-huh. Înseamnă că era 9-10 chiar. Da, era târziu. Greu am găsit locul cealaltă. Foarte greu. Am mers prin parc, prin întuneric, prin nu știu unde, până am găsit drumul central pe unde toți se duc acolo. Era un fel, da, era un loc destul de populat, dar noi am luat nu știu cum, prin păduri, hai să spunem așa. Și când am ajuns în apropiere, noi am fost, trebuia să urcăm până la restaurant sus, dar acolo un fel de drum, așa, un fel de... Serpantin era, da, un fel de serpantin era. Da. Și pe serpantina asta erau locuri unde ieși de la drum, undeva în natură și privești orașul de sus. Așa. Era așa. Frumos, da. Da, da. Și noi am intrat acolo, ne uitam, mai erau niște fete acolo care priveau în dreapta noastră, să-ți ce aminte. Și tu le-ai alungat. Nu. Ele erau tot acolo, erau la vreo 10 metri la noi. Și atunci am înțeles că e moment. Da. Era perfect, frumos. Momentul potrivit, mă simțeam bine. Și Maggie se uita undeva în depărtare. Că... Da, ce romane! Da, și am scos în el, m-am pus în genunchi. Niciodată. Da, am scos în el, m-am pus în genunchi, am se uita acolo, eu credea că eu scot fotoaparat să fac niște da, poze. Da, eu am văzut pe umbră, că parcă s-a așezat, știi, și mă întorc, mă... Stai, eu am aici două întrebări. Prima întrebare, de unde mama știe? Presupunea, da? Da, adică da, e cumva, da. Știi, vezi, dar da. Nu știu de ce eu spuse asta, știi? Da. Pentru că vrei, nu vrei, te gândești la asta și dacă n-ai vrea să o facă, zic, gata, gata. Și a doua întrebare, de cât timp avei în el ăsta și asta e strategia să ții un în el și era dedicată ei? Da, da, era în el dedicată ei, fiindcă eu aveam, iată, eu mi-am scos în el, eu avea să-l arăt. Da, eu special nu scos. Eu am o, în rusă, cum se numește, piciatcă. Da, da, ok. La care eu țin foarte mult, dar de fapt aveam două. Deci ești mărime pentru degetul meu. Și eu le-am cumpărat pe ambele, adică că în caz că se întâmplă cu una, s-o am pe a doua, într-atât de tare țineam la dânsă. Îmi plăcea foarte mult. Din argint. E simplu. Nimic scump, de la aureola cumpărat, adică, ok, detalii. Și Maggie l-a văzut când noi am început să ne întâlnim și a zis, uite, când ai să mă ceri în căsătorie, dacă se întâmple asta vreodată, vreau cu inelul ăsta, adică a doilea care el aveam, de ce nu? Eu am glumit, dar eu... S-au trecut ani, se 2-3 ani, eu m-am pregătit, m-am dus, da, eu l-am glumit, modificat, da, el... taxi beșutcă. Și eu am dus, l-am modificat, l-am făcut sub mărimea potrivită și deja l-aveam la mine. Și așa. Ești stresat? Nu, nici tot îmi place să mă joc. Și cât timp l-am ținut? Cred că vreo jumătate de an maxim. Maxim jumătate de an. Dar pe tine te-a dezamăgit că el cu piciatca te-a cerut? Nu.
Eu ține minte. Da? Moment când am spus. N-ai glumit, dar. Ei, glumesc eu. Ai glumit. Okay. Nu, eu am apreciat de fapt că el a ținut minte, pentru că asta a fost peste 3 ani, în general, adică chiar a fost mersi. Adușe. Unde ține el, le spuneam eu. L-a scos, da? Trebuia să... El zici la sală fără inele, înțelegi, da? Da, da, da. Dar la sală sunt bărbați, nu? Da, no. Eu da, știu. Da, da, da. 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 Pasiv. Da, da. Solidaritate, da? Da? Nu, pentru că mergi tot în la sală și... Îmbla. Îmbla. Nu știu când spui. Dar pe că de când nu încetat, apoi s-o schimba lucrurile. Nu nimic, eu stau 3 copii și o să mă duc la sală. Tu la sală asta n-ai fost, nu știi că e... Eu am sun. Bun. Hai, e tu o întrebare, davai. De rândul meu? Da. Wow, ce așa de... Lungă? Ok. Imaginează-ți că la început de relații, partenerul, partenera îți spunea că nu poate avea relații sexuale până la căsătorie. Cum ai reacționa? Ai continuat relația sau nu? Și mai tot vă aduci în momentul și ăla ăsta e univers. Deci nu te-ai întrebat așa. Pahodul părinții e n-a să uite la podcast. Cel mai important când nu a fost atunci. Ok. Dar aveați că e la început de relație? Da. Dacă tu ai aflat. La început. Eu, gen, eu să-ți spun că, uite, scuze, eu... Eu deșelă. Ar fi asta o cauză să... Faci cererea în căsătorie mai devreme? Asta tu trebuie să răspunzi. Ok, eu pot. Hai. Și tu ai spus asta că eu vorbesc. Eu, următoarea, eu. Oh, și de lungă. Da? Avea să fie o problemă. Avea. Avea să fie o problemă. Dacă tu aveai să-mi spui că până la căsătorie, fiindcă tu aveai 19 ani și căsătoria putea să fie și la 25 și la 30. Sau și niciodată. Asta fiziologic nu e sănătos. Și mental... De parte de sănătos. Dar dacă mă iubești așa de tare. Vrei să spui că tu și ești sexist acum? Nu! Nu! No. Hai, bune! N-ai răbdare? 19 ani! Eu special asta spun că știu ce reacții fac feministele. Da, da, da. Nu, ok, uite, atât timp cât ea avea să-mi dea voie să mă duc în stânga și în dreapta. Așa. Ok. După asta de-am noi relații. Stai. Dar de ce? Sunt relații de astea libere? Ei, relații. Nu știu ce fel de relații. Nu doar în așa caz. Aș accepta. Altfel nu. Nu. Eu cred că nici tu n-ai acceptat. Răspunde pentru mine. Băițel. Așa, să vedem. Te-ai despărțit de partenerul tău dacă ai primit în schimb $1,000,000? Ne despărțăm și pe săptămână. Ne întâlnim. Îmi place cum gândești. Băi... Pe documente, ras și despărțăți și vse. Da, dar ce ar presupune despărțirea asta? Pur și simplu să ne despărțim? Eu cred că logica ar fi ever. Forever? Da. Da. Băi... Nu. Niciodată. Nu, dacă sincer, nu. Pentru că noi, și eu, ne-am luat din bani, din nu știu ce. Adică noi ne-am luat din dragoste. Tu ai văzut că am fotoaparat. Nu, dacă sincer, noi ne-am căsătorit și ne-am început să ne întâlnim din dragoste. Nu a fost din bani, din nu știu ce acolo. Dar pe $1,000,000 imaginează-ți astăzi. Da, crede-mă că unde... 10 apartamente în Chișinău. Nu, crede-mă că unde este $1,000,000, acolo totdeauna nu-ți ajunge. Adică mereu cât n-ai avea, mereu nu-ți ajunge. Și dacă să fii nefericit și singur. La dânge pătrâneț? Nu. Așa. Și regulă de aur, banii dacă vin rep de rep, zduc? Da, mai ales la mine. Da, mai ghei, peste o săptămână vezi. Da, poate de complicat. Dar dacă ai ști că dacă lui s-ar face oferta asta, el ar accepta. Sper că nu. Răspunde. Cum crezi? Cred că nu. Băi! Nu. Serios? Nu, apoi aș avea bani din și bani să achită... Da, comunale. Nu comunale. Educația copiilor. Da, copiii, știi, da. Cum se numește. Școală bună, universități, pus în Chișoare. A, alimentele. Alimentele, da, da. Aș avea din și să achită alimentele. Acolo ai achită și 2000 de lei pe lună. Da?
Eu, mă, dacă mai spart inima, tu să ne găsească milionar dintr-o dată. Da. Nu știu dacă să mă iei fric, ok? Eu sper că te-ai glumit. Yes. Hai și am-o tu iarăși. Eu. Da. Îi se nervează. Ascunde și noi acasă. Dar și cu tine, asta e prostă discuție. Ei, glumesc. Cel mai scump... bazează pe glume relația noastră. Șpici tot. Cel mai scump cadou pe care l-ai oferit partenerului. Ei, asta e de hai tip... spune. Asta e întrebare de la Cristina. Inima mea! Ok, unii? Dacă vorbim... Inima mea bate pentru tine. Nu știu, nu știu. Telefonul. Două întrebări. Dacă financiar... Ei, da... Dacă vorbim financiar, da? Da, sigur. Asta e întrebare pusă de femei, se pare că e spiritual. Asta Cristina le-a ales așa, da? Nu, dar asta e pune așa întrebări de spune și la unul noapte iară. Din repertoriul ei, întrebarea asta. Da, nu... Maximum telefon și nu știu. O iaht acolo. Eu nu mi-aduc aminte să-ți cadunat cadouri super scumpe. Dar e ca deși. E ca de taxina și lipune. Fiindcă eu cumpăram ceva ce utilizam noi în comun. Da, frigideră. Da? Da. Noi tot așa în familie, так що. Nu, dar sincer noi mai mult investim în călătorii, cred că. Adică mereu. Până moie. Nu știu când o să fie următoare. Noi, în familia noastră, mai degrabă aș spune, fiindcă acum au fost și copii, și apartamentul, și... Așa. Da, adică, știi cum, la noi chiar și cu cadouri la zile de naștere, de obicei noi ne spunem unui altuia ce cadou am vrea. Adică noi ne spunem ce necesitate avem, mai degrabă spus. Știu de exemplu, este... eu spune frigiderul, dar tu zici... Microvalnovcă. Nu, într-un an am spus, de exemplu, vreau să-mi schimb telefonul. Ok, noi am schimbat telefonul. Ideea e că nu efectul ăsta de wow, surprise, uite și cadou ți-am făcut, știi? Dar, în schimb, asta e util. E ceea ce tu ai nevoie, într-adevăr. Adică... Noi, dacă sincer, și cu florile acum, eu am spus mai mult să-mi dai flori, dar mai bine mă trimite la spa. Cum? Stai o leacă. Și ai zis tu numai și... Flori. Nu vreau florile să vilesc și să fac o dânsă. Eu, caroci, am să-ți dau numărul Cristinei. Scriitură, frumos. Pot să sunt. Lasă-mă, bani. Ne putem și ne întâlnim. Într-adevăr, uite, eu logic gândesc. Uite, florile costă în jur de 3, hai, minim 300 da. De lei, un buchet. Dar masajul la față e 350, ce m-aș duci și caifui acolo. Așa, adică chiar nu vreau flori. Mai ales că nu am timp să am grijă de dânsele, dacă sincer. La mine sincer, să ia că ți-am cadunat florile, le-am să uscat. Ah, dar tu ești vegetar, ți-ai spate rău. Eu nu le mănânc. Tu așa, trebuie să tai din fiecare la dânsă și faci salată. Da, smoothie. Eu m-am referit la ideea că poate îți faci jele. Ei, jele. Nu, eu nu sunt atât de... Nu? Nu, nu. Veghe. Minunat. Bun. Plantele tot au suflet. Eu și n nu, ideea e că chiar mai bine în loc de flori să te duci. Uite, nu ți dai în fiecare săptămână, economisești acolo 600 de lei, 1000 de lei, așa să spunem, și te duci la spa. Dar la voi este așa o întrebare, nici pe Instagram cineva ne-a scris că când filmați așa ediții, întrebați de bugete, vabșe, că asta e important subiect, care aici nu știu dacă sunt așa întrebări legate, dar dacă tot e vorba de cadouri, de ce așa s-a atins voi, la voi bugetul e tot comun sau există comun și separat? Sau separat? Eu știu el ce să răspund, amuși. Bugetul meu e bugetul meu. Cât e de banal în multifamilie, știi, genul, bugetul bărbatului, bugetul familiei, știi, bugetul soței, bugetul soței. Așa, nu, dacă da? Sincer, la mine banii mei sunt mei. Dacă n-am bani, cer de la tine, dar eu mereu îi folosesc pe mine, adică chiar și cumpărăturile în casă, nu știu, orice n-aș cumpăra nu pentru noi. De exemplu, tu cumperi ceva în casă și te uiți, dar el nu cumpără nimic. Nu, nu. Ei, dacă ar fi și asta, încă noi în general ne-am ieșit de casă. Nu. Nu, dar nu e logic. Asta e familie, adică pentru ce ai făcut o familie dacă tu stai calculezi banii ei sau tăi sau... Nu, când mie lui nu-i ajunge bani, el cer de la mine. Give me money. Ok. Și este, adică nu, fără rușine, fără nimic. Da, nu. Dar chiar și comun, cum ar fi comun? Alea că nu știu.
Nu, voi cam aveți altfel chestia asta de comun, reșind dacă voi fiecare cheltui și nu duci să evidență, asta ar fi, da, comun. Mm-hmm. Aici cu mică excepție că tu totuși ai separat. Dă-mi troc pentru unghii sau dă-mi troc să mă duc, nu știu, să-mi cumpăr ceva produs. Răspunsul corect ar fi așa. Banii care eu îi fac sunt la mine în buzunar, banii care ea îi face sunt la dânsă în buzunar, dar când mergi vorba de cheltuit, no stres, cheltuim în stânga și în dreapta pentru familie, pentru asta, noi nu calculăm chiar că tu n-ai cumpărat din banii tăi sau eu n-am... Nu. Simplu, unii se află, nu cine contează, a făcut, unde se află la cealaltă care i-a făcut. Dar cumpărăturile irelevante le discutați? De exemplu, tu ai venit și ai luat un garaj și ai că e ridic întrebarea, stai alect. Eu ridic întrebarea. Eu ridic întrebarea. Da, de exemplu, tu ai cumpărat... Nu un garaj, dar nu și eu cumpărat. Stai, aici trebuie să menționez. Când eu am cumpărat Dyson, apelul s-a spus, dar pentru ce ți-e Dyson? Și uite, las o fac părul cu Dyson. A doua oară în viață, a treia. La nuntă de-a trecut. E bun? E bun? Nu, pur și simplu, ne-a trebuit să-l aranjez. Hai, spune că e bun. Și asta e tot. Dar eu cred că și unul de 100 de lei și-ar face. Vezi? La voi acolo e solidaritate. Îți marketing, calitatea părului. Păi voi am doi în marketing, ați învățat, pur și simplu. Tu alt fen nu ai. Să văd alt fen, eu vezi pe cel care l-ai. Aha. Nu, dar ok, asta a fost o jucărie care e tare și-a vrut-o și ea e cheltuit din buzunarul ei. El poate să-mi spună, nu știu, de haine, de exemplu, pentru că el știe că eu le cumpăr, le port odată și le vând. Da, sau cumpăr chită prostii de pe AliExpress și eu mă uit la dânsă și zic, zice, nu știu, simplu, au văzut ea acolo un fixator pentru prosoape de bucătărie, din plastic, prostii de asta care, e ca ce-i la dânsă și super cheap, super cheap. Și e singur, o pus, o scos banda de zi, o pus nu știu unde acolo, în apartamentul vie. M-am simțit femeie independentă. Eu decis unii pune, eu decis cumpără. Și eu mă uit și zic, mai că tu realizezi că asta? Vapșe n-ați lucrez în apartamentul nostru. Nu, uite bine, uite. Eu zic, interesant, e bun, știi? Și nici o săptămână nu a trecut, cum chestia ce a fost aruncată. Pentru că e o cazare. Și eu mă uitam și zic, mai nu ce nu m-ai întrebat, eu vreau să spun că trăiești, adică eu deodată m-am uitat, am înțeles că asta n-a să supraviețuiască la noi în casă. Dar tine nu te deranjează că e că în așa situație n-are încredere în ce ești, spui tu? Dar eu pur și simplu nu trebuie. E singură luat decizie, singură. Nu, pentru că... Iar e un caracter puternic. Așa. Și ea cumva își manifestă caracterul prin a nu cere voie. Adică ea e o personalitate și ea nu trebuie să ceară voie, de fapt. Hai să fim sinceri. Nu, da, e clar. Dar ideea că și dacă... ceri voie de la mine? Nu, asta e ideea că... Normal să nu ceri voie. Normal, corect. Să ias cu prietenii, nu numai gen discutat. Voi ce, v-ați scris unul cu altul înainte din podcast? Nu. Dar ideea e că, uite, ea uneori ia niște decizii. Ne permit dau seama singură că a fost... Să consulti cu mine. Când eu aș putea să-i spun, e bună decizia sau nu prea, adică iar putea să facă lucrul ăsta. Dar nu întotdeauna iar, și asta uneori se întâmplă. Și atunci eu cred că ar fi mai smart deciziile celea cumpărate din e timp. E tot așa și știi tot să faci ciclist acasă și ați de scăpat. Dacă mâncare în o săptămână, nu? Da? Cu copiii stai tu mai mult. Nu, ideea e că eu singură realizez uneori, zic, pentru ce am cumpărat asta? Nu știu. Atât timp cât o costat bănuț, nu mă interesează tare. Dar nu facem probleme din asta, mai degrabă facem ha-ha în casă, știi, gen facepalm. Ok, ok. Da, și în ultimul citit întrebarea, tu ai citit-o, da? Da. Era cu... La mine cu milionul de dolari. Nu, înseamnă că la... A, eu ți-am dat-o, mai pe scurt, nu știu. Hai. Cum îți comunici voile și așteptările în relație? Și întrebări sănătoase. Nu e nici una dracoasă încă care îmi vede așa. Cum? Îi spun direct, pur și simplu. Uite, mie nu-mi place asta vreau asta. Sau ar trebui să facem. Vorbim. Noi de obicei comunicăm. Da, noi tot faci prin comunicare. Namiocuri nu. Eu am înțeles că timp de 10 ani de zile, eu am înțeles că la bărbați namiocuri nu merg, pur și simplu. Eu înțeles. Da. Trebuie să-i spui verde în ochi. Felicitări. Bravo. Tu ești printre rarele femei care asta înțeleg. Dar eu am trecut 10 ani pentru un bărbat care... Câțiva ani îi repetam un așa ceși. Noi îi spunem direct. Așa. Eu nu sunt la bitva extrasensă. Vreau să-mi spui acum direct în față și vrei cum vrei. Că tu te-ai gândit și eu trebuia să-ți presupun, nu lucrează. Da, e că noi din cauza asta și ne certam înainte. Că eu
E că eu am crezut că tu ai zis acasă și o să ne duci flori. Da, și da, el, eu sunt minționat. Și copii și la asta nu m-am gândit. Zic, dar de ce nu te-ai gândit? Și trebuie să mă gândesc la asta. Da, zic că copii am alte gânduri în creierul meu. Și cum ți-a fost pe interior să treci de asta, să înțelegi asta? Pentru că asta e ca o leacă. Nu, când tu așa te comporți, asta e o leacă de egoism, care da. Tu nu vrei să treci peste el. Și când treci, asta e așa, ca un nod în gât. Nu, am trecut peste orgoliul meu și tot normal. Pentru că dacă avem scontinul ăsta, nu aveți duc la bine, cred că. Și aveți să aud... Okay. Familia Munteanu au divorțat din cauza. Ok, cum ești fericită? Băi, da. Super. Siu, asta tot e ciotcă. Da. Te-ai spus concret spre... în față. Că da. Da, concret în față, că eu vreau și vreau. Idem, nu știu ce vreau, cam de toate. Vreau 3 zile libere. Verde în față. E mult 3 zile, da? Eu nu mă descurc. No? Real, eu nu m-aș descurca. Mm-hmm. Nu, ok, m-aș descurca, dar asta ar fi părsur. Da. Fiindcă fetele deja realizează când eu le țin în brață sau când Maggie le țin în brață, mm-hmm. ele deja realizează lucrul ăsta. Se întâmplă noaptea că eu, acum nu prea, dar înainte... Câteva luni în urmă se întâmpla că eu le țineam în braț și ele plângeau, Maggie le lua, se liniște deodată. Da, și nu înțelegem. Și noi ne uitam. Prea nerășit. Mirosul, blin, asta tot e instinctiv, nu? Și eu cred că dacă ar fi 3 zile, asta ar fi destul de complicat, ar fi cu mult panic și plâns, dar eu m-aș descurca, cred. Cred. Vreau să cred. Vezi schimbi, vecina de sus, vecina de jos. Da, hamale de sus, hamale de jos. Noi suntem unici care trăim în bloc, pur și simplu. Da. Nimeni nu mai trăiește. A, voi în casă nouă, tipă. Da. Da, dar nu vă temeți? De cine? Nu, dacă nu trăiește nimeni acolo, cine sunt tine? E că de cine? Spune, de lift nu, care merge încă încă în comică. Nu, dar, blin, poate să bagi cineva, nu? La da, noi în apartament stăim da? Steamă, să ne băgăm noi. Da, tot e securizat, da. Sunt uneori ziua meșterii care lucrează în alte apartamente pe etaj, dar... Da, nu, noi deja ești cunoaștem. Și cum îți trăiești singur? Parcă până este de am de prindere asta că nu vrei să ne vină. La noi știi, nici nu trebuie să pornești white noise. Știi, este white noise pentru copii, că ești doar neliniștit. Acolo mergi drele, așa, în loc de white noise. E perfect. Nu știu, am de prins. Da. Super. Noi suntem fericiți că suntem la alt apartament, că la apartamentul vechi noi cred că n-avea să facem față. Mm-hmm. Și acum deja cum sunt, cumva tot nou, tot odată cu fetele au venit și tot dispoziția nou. Asta de nou, știi, adică cumva ridică dispoziția foarte mult. Mm-hmm. Ok, acum tu. I-am făcut gunoi aici. Da, te-ai chemat, dă la mine. Încolo e ceva lung. Despre relație. Doar despre ce altceva? Cum îți protejezi relația de influențele negative din exterior? Cum ar fi stresul la locul de muncă sau conflictele cu alte persoane? Povestește despre un moment în care ți-ai vărsat nervii asupra partenerului din cauza unor factori externi. Așa. Aici Ana și Vica trăiți. În primul rând, eu mă străduiesc să nu aduc emoțiile negative de afară în casă. Mă strădui. Uh-huh. Dar dacă le aduc, eu sunt așa o persoană că... Se închide în sine. Mă inhib. Da, eu mă străduiesc să nu-i deranjez pe cei din jur cu problemele mele. Așa cred eu. E drept? E drept. Dar nu e așa de tare, nu-mi place când el așa e. Da? Urăsc. Când e că așa stăm? Gândurile le frământ în creier. Mm-hmm. Eu cred că așa mă simt, cred că mai confortabil. Trebuie să te eliberezi. Să vorbești. Că dacă ai scoși. Da. Adrenalină trebuie. Bărbații alea altfel se eliberează. Da. Adică nu e emoțional. Voi aveți probleme. Spuneți că femeile au probleme. Nu, uite. Atât timp cât eu mă simt confortabil cu asta, cred că da, dar cei din jurul tău nu prea simt confortabil. Se întâmplau o situație când genul La sezon, da. Când lucra cu tata. Da, erau zile de astea super complicated. Și eu veneam acasă. Da, eu toată ziua era, cu Marc. Acolo era genul înțelegi așa, dispoziția era super stresantă și super enervantă și super încordată. Știi, genul, nu mă pui mâna și buhnește. Cam la așa etapă era. Nu întotdeauna, zile. Doar zile. Și eu vorbesc despre așa gen de zile.
Și eu când veneam acasă, spune-mi tu, cum eram eu, dintr-o parte? Păi eu spun din perspectiva mea, că eu, de exemplu, stăm cu Marc acasă și așteptam și zvin, nu știu, să-l gigiliești pe Marc sau ceva de genul ăsta, dar tu vine așa. Super rece. Încă așa, știi, rece. Zic, măi, Marc e aici. Nu am uia, nu acum, știi? Și asta și tare enervează. Tare enervează. Da, dar vezi, probabil eu asta încercam ca să nu... Să nu transmit asta și mai transmit mult. Și mai mult energia asta negativă asupra ta, asupra copilului, știi? Dar duci și strigă o dată afară așa tare să ia toată energie negativă. Eu așa pășeam înainte. Ești până în coridor. Să ghipui nivelul de stres la dânsa. Pentru că eu strig și chiar îi ajut asta. Nu, în așa situație am nevoie ca să fiu singur. Splângem, pierd. Nu, în așa situație am nevoie să fiu singur. Nu știu. În altă cameră, în alt apartament, în alt... În WC-ul, nu știu, oriunde, singur. Adică să nu fiu în aceeași cameră cu cineva. Cred că așa eu mă simt mai comod și ceva timp și trece și eu mă relaxez, treci tensiunea asta. Astea sunt niște emoții negative. Eu nu consider că aceste emoții negative trebuie să le discuți cu cineva, fiindcă tu le transmiți aceste persoane. Am prieteni sau cunoscuți care sunt vampiri energetici. Și eu nu vreau să fiu ăsta vampirul cel energetic, care vine și se așează pe urechile tale și preamă, tu simți tă durerea lui ce a avut-o el toată ziua. Nu-mi place și de asta eu cred că nu vreau să fac asta cu alții. Da, da, este tema asta, este. Tipa, n-am suficient, eu probleme trebuie, șatările să le mai târâi. Da. Și cred că din acest motiv eu cumva am spus că să nu fac cu familia mea ceea ce alții fac, sau am încercat să fac cu mine și mie nu mi-a plăcut. Și cred că din cauza asta eu așa mă comport. Deci soluția ar fi să te separi pe o perioadă singur să rezolvi asta sau să elimini vreo situațiile în care te stresează, da? Da, asta ar fi ideal. Asta ar fi ideal. Dar ce se întâmplă pe faptul acasă, asta că puțin mă încerc să fiu mai rece, adică încerc să nu vorbesc, să mă liniștesc și treci timpul și deja apoi e ok. Ai citit de-am întrebare? Nu? Aha. Okay. Ce aspect din relația voastră ai refuza categoric să-l discuți în public larg? De ce? Care ce e așa? Mai serioasă întrebare. Nu, prima voastră întâlnire am înțeles. Nu, ideea că m-am gândit la cuvinte lui că când se vede cu prietenul nostru comun, cu Mihu, de exemplu, Mihu, adică el îi spune, sau Mihu întreabă ce mi-a făcut ieri și el începe să spunea că am făcut așa. A, dar pe asta mă slămeg în stories. Și el zice, băi, dar ce-ți vorbesc cu tine? Dar tot te-ai văzut slămeg în stories. Da, istoria e că eu îi povestesc cu una și el îmi spune că da, eu știu. Ok, și apoi spune că am fost acolo, am cumpărat asta. El zice, da, știu. Și zic, băi, Mihu, hai tu... Hai să vorbim despre altceva. Da, ce să-ți spun? Tot știi. Adică, ok, eu am utilizat 4 pătrățele de hârtie în WC-ul. Știi despre asta? Nu știu, adică și eu să-i spun că nu știe el. Stai, dar și 4 și nu economisește. Da, adică asta e ideea, cred că, da? Nu, cred că n-aș vorbi despre relațiile noastre intime niciodată. Da. Despre certuri n-aș vorbi. Despre planul. Asta e cel mai interesant. Asta e cel mai interesant. Asta duci hype, dar asta nu e despre mine. Eu sunt tot despre altceva pe Instagram. Dar nu e vorba de hype, e vorba de... Vapșe că în așa două subiecte se pronunță personalitățile pe bune, știi? Da, asta e ca efect aduci hype. Da, nu, ideea că Instagram-ul meu nu e despre mine cu Sergio. E despre mine ca părinte, ca... femeie în gospodină. Da, era o perioadă când Maggie încerca mai des să mă posteze pe mine pe Instagram-ul ei. Așa. Și pe mine cumva asta mă deranja. Da, și iată, și vorba de respect. Eu l-am respectat și pur și simplu și mine nu asta mai... mă deranja. Dar și te deranja. Asta făcea, nu știu, o făcea fără să mă întrebe sau... Așa. Ea posta niște lucruri care pentru mine, eu vreau ele să rămână personale, cumva, știi? Și eu spun, ok, hai ceea ce postezi tu, e fără mine sau dacă cu mine, atunci tu mă întrebi cumva ca să fii și cu... Aici intră în situație chestia asta de comunicare, de negociere a prezenței, da? Expunerii pe social media. Da. E un subiect așa de vast și dureros și totodată. E așa, e interesant. Nu, dar e interesant că Maggie o perioadă foarte lungă deloc nu postat nimic despre mine și chiar mulți o întrebau, da, v-ați la divorțat? Voi tot bine, v-ați divorțat, ce ați făcut, ce s-a întâmplat la noi, etc. Că prostă Maggie m-a ascultat, m-a auzit, așa, adică, știi? Respect, și apoi ea deja încerca, uite, vreau să filmez asta, ești ok? Așa. Da, ok, adică, știi, poate încă contam când în ce dispoziție eram eu, știi? Dar eu sunt de parte de social media și eu,
am conturi peste tot, dar ele sunt super old. Mm-hmm. Nu postez nimic acolo, sunt poze. Eu fiind fotograf inclusiv, ar trebui să fiu super activ și super să-i încarc cel mai bun în lucrări da, și da, da. Dar nu știu de ce, dar... E avut o tentativă odată, adică eu te ajutam pe tine cu Instagram. A, tot tu m-ai stimulat, tot tu m-ai stimulat, da, am încercat, am ajuns la vreo 10.000 de follower și am spus că... Da? 10.000 de follower? Da. În Chișinău sunt 100.000 de fete care vor 10.000 de follower. Da. E de ce să faci cu am scăzut, din cauza că eu vreo 2-3 ani n-am postat o poză, cred că am vreo 7.000, nu știu, nici n-am idei cât acolo... Deci okay. Apare o chestie, dar cum voi discutați, eu sunt obligat, este subiect interesant, discutați prezența copiilor pe stories și pe conținut. Voi l-ați discutat vreodată, nu l-ați discutat, cum luați decizia? Asta mai degrabă pe mine mă deranjează decât pe Maggie. Maggie e o persoană publică și îi place lucrul ăsta. Eu înțeleg asta, da, de atât e subiectul interesant, pănimaite? Nu, la mine au fost odată gândurile astea. Da? Da, cu Marc, cu asta, că nu să-l cunoște eu pe stradă. Și am zis, băi, asta totuși o leacă, parcă nu-i normal. Too much. Da, e too much. Este un risc. Ai început să înțelegi riscul. Mi-am deschis atunci proiectul acasă la mamă, cu mama. Uh-huh. Am început deja pe altă linie să o eu cumva, ca să nu postez doar despre Marc și despre... Oricum nu postez locația, nu știu, unde ne ducem sau grădinița. Uh-huh. Adică tot asta e private cumva. Dar mă gândeam, adică cumva în general știi să nu apară ei. Dar da, asta e, nu știu cum vine de la sine, pentru că asta e... Eu împreună cu dânsă tot ziua, știi? Da, adică... înțeleg. Aici e o dilemă tare mare. Pe de-o parte, tu petrești tot timpul cu dânsă și... E că eu asta încercam să conceptualizez. Ai copii. Copiii sunt fericirea ta în viață. Tu vrei să împarți fericirea asta. Mm-hmm. Și pe de altă parte, tu împarți, o faci publică. Poate și aici, da, începe a apare de fiecare riscuri care ele nu sunt controlabile, tipă, mai ales cu toate inteligența artificială, cu deepfake-uri, cu variante. Dar eu cred că oricum asta nu poți cumva să... Sunt de acord. Adică aici, oricum când el o să crească mai mare, oricum o să dai peste tot asta. Adică, păi n-avem de ales, da? Mulea când... Da, e nonsens. Asta e realitatea noastră. Da, asta e realitatea noastră. Măsură, da. Ideea e că eu, de exemplu, vorbesc cu Maggie despre multe situații genul că dacă e postat Marc, în ce-i postează să fie postat. Da. Să fie un fel de cenzură. Să nu fie în chiloței, să nu fie îmbrăcat mereu. Da. Adică, da. A, voi asta aveți discutat. Da, tipa, asta noi avem discutat și probabil uneori Maggie făcea niște greșeli și eu îi spuneam, uite, asta e o greșeală și îi motivam de ce. Adică nu, că mie nu-mi place. Eu sunt jic și eu am spus așa. Uite, uite ce poate să întâmplă, uite ce fel de oameni sunt și îi arătam și exemple. Adică întotdeauna când eu încerc să lămuresc ceva, eu încerc să lămuresc prin exemple. Asta e super clar, super ușor de înțeles. Dar cum ai făcut un caz de ce exemplu? De pe unde? De pe Pornhub? De pe unde exemplu? Nu. Idei, nu idei, dar istorii și noutăți, genul cu ce s-a întâmplat cu copiii. Da, așa, da. Mai ales cu fetele. Ok, se întâmplă și băieții, copiii, să ajung în istorii de astea foarte negative, dar... Oricum, eu încerc cumva să îmi protejez familia. Și la fel cu adresa personală. Eu foarte mult timp am luptat cu Maggie. Da, luptat. Mai, tare mult. La mine vine mulți curieri și o duceau diferite. Ideea e că toți curierii sunt două feluri de livrări. Și eu spuneam, Maggie, tot timp cât persoana vine la tine, la Maggie, Platon, să-i livreze ceva, nu contează că el e de la companie X, de la companie Y, că e promovare, că nu e promovare, persoana care face delivery, el știe la cine vine. Da. Și el știe cine tu ești și el ține minte unde tu trăiești. Da. Când tu faci food delivery, asta e altceva. El nu știe. El vine la telefon, la un număr telefon, poate acolo este un numele tău, dar el poate nu te recunoască. Adică food delivery, asta e altceva decât ceea ce ți-aduce ție. Și atunci asta ar trebui să fie puțin mai private. Adică, nu puțin, dar chiar de tot. Pentru că eu am avut cazuri. Da, au fost cazuri că mai stăteau pe lângă casă. Oamenii sunt curioși. Adică poate nu a fost asta, știi, super periculos, dar oamenii sunt curioși, știi? Au fost din bune intenții, tipă poză să facă. Nu știi. Noi n-am încercat să ajungem. A, tu despre cazul celălalt. Ok, asta e altceva. Dar ce vorbim noi acum, nu știi, noi n-am ajuns încă până la o situație problemă, dar noi vrem să le evităm. Și așa eu cred că e corect să-ți protejezi familia de la mediul extern.
Da, da, sunt de acord, absolut. Și foarte bine că ați povestit asta, că asta e, din punctul meu de vedere, tot e super important. Da, eu l-am, eu de mult le spun chiar istoria, spuneam, că multe văd că chiar și blogherii din noață pun unde duc copilul. Poate da. Promovare. Da, da, da. Dar băi, tot știu unde e copilul tău, e la da, da, școală, da. La grădiniță. Nu, cât toți facem promovare și dar dacă vine cineva și îți ia copilul la școală, că eu sunt bunicul, bunia. Da, nu, da, da. Dar nu știu, nu așa, de safe, ai hateri, adică... ai diferiți hateri, oameni, sunt mulți oameni da. Răi pe lumea asta, știi? Și adică o să vină normal. Și o să, nu știu, numai decât să-l ia. Nu să-i facă ce să, să-l privească, deam, simți incomod copilul tău, poate să-i spună ceva, să-l atingă, să... Da, da, da. Sunt și traume care da, rămân da. Pe urmă pe și numai copil, tu trăiești undeva în apartament, el știe unde tu trăiești, o să vrea să-ți vadă mașina, să-ți vadă viața personală, îți mai face niște poze. Gata, adică da, nu vorbim despre diferiți. Ceva ce poate fi mai rău, vorbim da, da, despre da, da. Niște lucruri minuscule. Despre tare simple care se pot întâmpla practic în orice moment. Și cu nu controlezi asta. Da. Da, și cu oricine. Nu neapărat să fii om public, adică cu da. Oricine poți da, fi. Da, da, da. Vezi că public, nu, cu oricine poate să întâmple, dar acest oricine poate să nu împartă mult conținut public, știi? Și e vorba numai despre... Totuși, asta e prețul, hai să spun altfel cumva, să mai ascultat, asta e prețul la 70.000 de urmăritori, de exemplu. Înțelegi la ce mă refer? Prețul cifrei care te urmărește. Pentru da. Că el, cu cât e mai mare cifra, cu atât prețul este mai da, mare. Da. Înțelegi? Da. Și riscul e mai mare și tot e mai mare. Da, da. Așa că Ghini, că e Meghi Platon și nu Munteanu. Acum asta uneori te-am gândit să poate mai bine Munteanu. Da? Ideea să nu ne-am pus bifa pe Instagram, că trebuie să-mi schimb numele. Da? Munteanu. Încă să fii Maria Magdalena Munteanu. O, gata. Asta sunt follow. Da, da, cine? Munteanu Maria Magdalena. Nu, eu cred că Maggie s-a lipit mult de tine, gata, ești... Da, eu știu că n-o Maggie. E asta ca pseudonim și gata. Da. Nu, adică cumva așa lucrează cu tema asta. Că audiența nu iartă teme de astea. Da, s-a deprins. Așa, acum e rândul tău. A lui? A lui? Ce am citit, parcă nu? Sau tu? Asta eu cu da. Emoții negative. Ok. Dar până noi n-am pornit din emoții... Ah, da. Ok. Vedeam Dumnezeu cu dânsă. E pricol. Vă așa, dialogul e pricol. Așa. Despre relație. Așa. Ce propunere sexuală crezi că ar fi considerată indecentă de partenerul tău? De ce? I-ai făcut vreodată această propunere care a fost reacția partenerului? Îmi place reacție. Pricolne. Nu, dacă nu vreți văpșe să discutăm asta, putem să trecem peste. Nu, eu mă gândesc care propunere ar fi indecentă. Eu încerc să... Să-ți amintești situația, da. A, eu ți-am minte. Ți-ai minte? Da. Îmi place reacție, îmi plac reacțiile. La mine e tumană, mă, spune. Îmi par lacrimi, nu mă chem. Dar nu știu dacă vreau să spun. Ok. Hai să trecem peste dacă vreți. Scoate următoarea dacă... Vrei sau indecentă. Nu vrei? Vrei sau nu vrei? Eu pot să spun. Up to you. Să, deci, eu nu știu despre ce merge vorba. Tu crezi că după așa reacții n-o să apară întrebări, deși eu n-am apăsat în tine să spui? Doamne, îți spun numai o frază. Hai. Deci se pune numai televizorul. Ah, ok. Doamne, eu cred că putem să trecem la altă întrebare, da? Hai, da, da. Da, bă. Da, eu dacă cred mult, la mine curg lacră. E superb. Așa. Care sunt obiceiurile partenerului tău pe care ai vrea să le schimbi? Oh. Go! 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 În primul rând, care de-am de 10 ani nu pot să o schimb. Tu știi care, așa? Uimește-mă! Are obicei că îți las hainele murdare pe jos. Așa. Eu aici totuși solidar cu dânsul. Doamne, e că nu, stai un pic. Cel mai interesant că le las chiar lângă coș. Și nu, în loc să iei capac, o să le pun acolo. Nu știu de ce. Alt obicei. Eu nu-mi meresc. Și deja să mă duc după dânt să le deam. Știi că nimușcă e atât de el. Eu glumesc. Alt obicei.
Și serios abordează situația. Noi prim la mine ca matrița, știi, pașli simbol. Nu pune capacul la pasta de dinți. Așa. Înainte făceai asta. Acum așa parcă s-a schimbat. Da, asta și la Costea Curita au fost, da? Da. Eu nu țin minte să avut așa problemă. Ești problemă. Da, unde lăsam eu? Acolo, pe lavar. La apartament vechi, asta era cel mai des. Ok, poate pentru mine a fost atât de nesemnificativ lucrul ăsta, că eu nici nu no, da, aici ce n-ai vorbit cu mine? Da. Eu aș putea să dramatizez un pic sau să schimb o leacă unghiul, dar e ca așa situații minore. Considerați că ele pot influența cuplul, vopșe, până să se dispartă sau nu? La noi nu. Eu pot să răspund altfel la întrebarea asta. La noi nu, da. Dar că sunt cupluri care sunt emoțional instabile. Uh-huh. Și iau în serios prea mult? Sau? Nu, lor le-i de ajuns orice chibrit să-l arunci în foc, focul și ăla o să ardă într-o atât de tare că... Așa. Adică sunt cupluri în care da, și... de parcă caută, știi, uh-huh, la ce se cert, ei uh-huh caută, lor nu le ajunge foc în viața asta, știi, adică ei au nevoie de adrenalina asta în sânge. Uh-huh. Noi cu Maggie avem de ajuns, mulțumesc. Da. Chiar adică, și uneori prea mult. Dacă la asta, eu aș mai atrage atenție. Nu, aici e altă întrebare. E că, dar cum? Cum și să pui prioritate și cum să înțelegi că există lucruri mai importante decât ceartă de la mărunțișurile astea? Pentru că eu înțeleg așa că ceartă de la mărunțișuri, asta e un proces infinit până nu-ți dai tu singur seama ceva. Cum v-ați dat voi seama că e că eu trebuie să treci că... pist tot asta? Eu cred că asta la femeie, la mine și era înainte. Dar eu am trecut peste chestia asta. Înainte era de genul că... Cumva iarăși în creierul la femeie acolo scenică chită, nu știu, scenietă, cum ar trebui să fie, cum nu s-a întâmplat. Santa Barbara. Da, e un fel de haos artistic. Și la mine în creier era așa, că el dacă vine de la lucru sau nu știu... Trebuie să vin, nu știu, cu flori o dată în săptămână, da? Uh-huh. El nu-i venit, da? Uh-huh. La mine în creier, aha, el nu-i venit cu flori, înseamnă că el trebuie să facă observații de șeie, știi? Tipo da, să, da, cumva da, să-l... Paniș. Da, tu paniș him, știi? Așa. Și că la mine era chestia asta înainte. Tu, ei, stai, alea, stai, da, tu acum recunoști că femeile astea fac. E, asta băi, e important. Da, asta e important. Și eu pentru mine asta, dar acum e... Nu, tipa, el vine fără flori, dar tu pasta de tubic, tu n-ai... Tubicul, da, așa era, pentru ca să cumva știi să recuperez emoțiile tale pozitive înapoi. La... Ca să te hrănești, știi, cumva cu orgolii ăsta, știi că... Da. Asta. Nu știu, asta așa era înainte. Și iar ne întoarcem la bitul extrasens. Da. Așteptări versus realitate, da, este tema asta. Păi cumva am trecut. Nu, blin, asta este foarte admirabil că voi ați trecut peste asta, că eu știu, adică, blin, din ce și spun statisticile și toate discuțiile pe grupurile de relații, de mămiși, de restul, multă lume nu poate trece peste asta. Adică... De asta eu nu stau pe toate chat-urile. Da. Chiar efectiv, nu stau. Tu, adică pui... tot cuplul, tot planul tău de familie, vopșe, toată decizia ta, o pui pe același cântar cu toate mărunțășurile care te nervează și propriul tău orgoliu. Da, da, știi, e așa. Nonsens. Da, e n-are sens, pur și simplu. Adică... E că vezi că... Pur și simplu, noi suntem un pic mai mult decât vedem noi. Adică noi ne iubim, tot e super noi, deși trebuie să ne legăm de toate fleacurile astea. Știi? Uh-huh, adică... Eu aș putea încă răspund la întrebarea asta că uite, toate fleacurile astea, dacă le atrage atenție, le-ți creează mai multe emoții negative. Uh-huh. Da, și dacă tu te focusezi pe emoțiile astea negative, atunci tu nu ești fericit. Dar tu vrei să fii fericit? Da, da. Atunci... Da, mai este încă o chestie, contează cu ce manieră tu spui toate astea. Știi, de exemplu, de ciorapi. Eu vin la noi și zic, iarăși? Știi ceva de genul de așa? Băi, uite, tu nu ți-ai strâns asul, de-am asăturat atâtea timp, îți leși ciorapii pe jos. Da, chiar corect, așa da, se poate, da, știi? Da, adică da, contează cum tu relativezi. Da, tu cum alegi? A doua ca a doua? Așa vezi, zic, da? Din nou, antemeți. Și așa, adică la noi tot e în glumă. Este aici, îți poate altă întrebare. Dar ți nu-ți pare că el de atât așa aruncă așa pentru că tu l-ai să faci? Poate da, trebuie... Data viitoare vin eu la pereghi de chiloței și să pun cu masă la dânsul și tăstătură. Nu mă înțeleagă altceva. Pornim televizor? Vă ascultați, atent. Tăiem. Băi, doamne. Bun. Căneșna că ascult. Asta e, acu-i rândul, da? Davai.
Așa. Ai putea fi într-o relație cu un partener care nu are niciun fel de aspirații, dorințe sau planuri de dezvoltare personale sau carieră. Cum te-ai simțit dacă tu ai încercat să te dezvolți continuu, iar partenerul tău va rămâne pe loc? Noi a fost așa ceva. Da? Da. Eu rămâneam pe loc, de el se dezvolta. Asta a fost în pandemie. Uite, așa. Eu simplu răspund la întrebarea asta. Pentru mine contează ca persoana de lângă mine, în cazul meu, Maggie, să dezvolte la fel. Sau să dezvolte. Da. Să dezvolte. Da. Fizic și moral. Fiindcă atât timp cât tu creierul nou îl hrănești, el rămâne, el degradează. Uh-huh. El nu stagnează. Nici nu rămâne la același nivel. Niciodată da? Nu rămâne. Da, el degradează. Niciodată nu stă pe loc. El s-o crește, s-o scare. Așa. Și eu, din aceste motive, eu întotdeauna îmi hrănesc creierul meu cu diferite informații. Mă strădui, desigur, cu să găsesc interesul în diferite informații. Nu știu, întotdeauna încerc să caut ceva nou. Ceva ce ar putea să mă intereseze mai puțin sau mai mult. Ok. Și eu mă împart cu asta și cu Maggie. Și atunci când eu văd că ea stă pe loc, eu încerc să o intrig. Dacă văd că ea nu are interes, eu discut cu dânsa despre asta și îi spun, uite, nu e ok. Uite, cum ar trebui, uite, cum ar fi fain, uite, cum... Uite, beneficiile la toată asta. Și noi atunci... TikTok aproape despre asta. Eu lui transmit ceva informativ, da, el mie. Da. Eu lui da. Niciodată da. Diferite de astea haioase, cred că noi da. Nu pretransmitem. Despre copii. Da, la noi, despre da, copii la noi despre copii. Despre da. Copii haioase transmitem. Da. Da, da. Da. Acum și-ați deschid paranteza asta și cu TikTok-ul, dar ideea e că foarte mult contează să mereu să fii în creștere. Fiindcă dacă partenerul tău rămâne în urmă, tu cumva ai să uiți la el de sus. Eu nu vreau să fie așa, nici Maggie să nu se întâmple cu aceeași situație. De asta noi plus minus încercăm să ne dezvoltăm. Adică asta e important. Dar cum asta se întâmplă? La nivel de cărți, la nivel de cam și priviți, podcasturi utile, ceva, cum educația asta se întâmplă? Sau dezvoltarea? Și în și timpul. Asta e interesant tot întrebare, tare. Eu stau foarte mult pe YouTube ca second screen, adică la mine pe ecranul 2, YouTube-ul lucrează mereu, sau eu ascult noutăți, ceea ce mă interesează pe mine, în momentul de față, e cu părere de rău ceea ce se întâmplă în țara vecină, războiul, sau ceva informativ. Ieri am ascultat, de exemplu, seara am ascultat un filmuleț foarte interesant despre istorie în America despre moartea copiilor care până la jumate de an fără niciun motiv. Așa. Copiii care mor în somn. Așa. Asta e documentar care vă, da? Da, 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 da. Și am auzit acolo niște istorii foarte interesante, dar istoriile erau făcute într-un așa fel că te făcea să te gândești că, uite, femeia e vinovată și apoi, nu, medicii sunt de vină, nu, apoi, adică era făcut asta ca un film, un scenariu făcut așa de bine. Și iată, așa lucruri, pe minim, adică uneori, asta nu e ceea ce minim mă interesează, eu cum aș putea să ascult ceva pe plan profesional, da? Da. Dar uneori când eu lucrez, eu îmi pun ca să-mi hrănesc creierul cu așa gen de informații sau cu altfel gen de informații, dar eu ascult ca creierul meu mereu să fie... Ceva interesant, să ascult în continuu. Asta e diferența între noi doi, că eu de obicei privesc ce mine mă interesează și nu și, de exemplu, eu n-aș putea să privesc random. Asta. Da, nu, eu privesc uneori video-uri random. Da, dar eu e că nu pot. Aici cred că mai ușor ar fi explicația cum voi priviți filmele. E la mine observat stăinte. Maggie poate să doarmă. Relaxat filmul. Sau nu? Nu, asta e înainte eu adormeam. Maggie, înainte mai degrabă. Înainte ea cu inima dușelă somn. Filmul, nu s-a uitat la sfârșit, nici nu interesează. La mine, dacă filmul... Eu sunt genul de persoană, dacă nu mai e în primele secunde, minute, filmul, eu gata, eu pierd interesul. Dar el se uită la sfârșit. Dar eu nu pot așa. Chiar dacă nu e interesant, eu am să aștept până ultima secundă să văd. Oare nu poți asta fi așa de prost. Diferența nu dintre noi poți fi filmul așa de rău. Eu trebuie să... Și termin și zic... Trăși. Adică și chiar dacă eu azi nu mă uitam la sfârșitul mâine, numai decât am să mă uit. Eu mâine, adică eu în cel mai apropiat timp am să mă uit. Treabă.
Pentru ce să-mi pierd timpul pentru nu, dar în sine, poziția. Vă focusați tare în ecran sau pur și simplu super? Eu sunt relaxată, dar el e super focusat. Da? Da, eu consum fiecare. Noi suntem super diferiți. E total, dar ne completăm, parcă. Da. Mă enervează și mine. Eu când mă pun la film, eu mă uit concret, gata. Eu deconectez toată realitatea. Eu o să aici. Dar eu comentez în ceas. Nu comenta. Eu mă uit la un film ca la o operă de artă. Da. Eu înțeleg că acolo a fost muncit foarte mult și eu vreau să înțeleg ce a fost, ce a vrut să-mi redeie autorul. Da. Fiecare sentiment, eu încă acum privesc, înainte dacă priveam filmele cu traducere, acum privesc 100% în engleză, fiindcă eu vreau să aud și accentul, intonația cu care a spus autorul, actorul, fiindcă actorul ăsta nu degeaba a fost ales ăsta, să vorbească în așa fel, cu așa manieră, fiindcă e acolo e un lucru enorm. Da, eu încă nu m-am învățat, eu mă uit încă în translate în rusă. Sugerez, Da. Să faci. Ai să faci odată pasul ăsta, n-ai să te întorci niciodată. Noi am început Game of Thrones, nu uităm, în rusă și noi... Până în engleză, te prins. Noi am încărcat Game of Thrones de la zero, să-l privim de la zero, noi l-am privit tot și acum în engleză îl privim și eu îl văd ca prima dată. Adică eu mă uit și zic. Da. Într-adevăr, adică... La Barbie v-ați uitat? Nu. Poate te-ar prinde din prima minută. Nu știu, n-am când să mă duc la dans în primul rând. Vrei să stai copii? Noi am fost într-o zi la cinema. Da. Și atunci, și atunci era premiera la Barbie. Săptămâna premierii. Da. Barbie, filmul ăsta cu bomba atomică. Open Gamer. Da. Și orele la care noi am avut liber să mergem să privim film, nu erau nici Barbie, nici asta. Și noi ne-am dus, ne-am uitat la o comedie cu Jason Statham și... Comedii cu Jason Statham? La Mac 2? Da! Comedie! Un film de comedie! Eu m-am răzit câteva ori, dar film așa... Dar eu mi-și de acolo și am zis că ăsta e made in China. Era chinez noi pe acolo, adică mi s-a părut că chiar e chinez. Da, filmul a fost așa, da. În 5. Nu, pentru ieșirea noastră, că noi am ieșit după 3 luni, stat doar în casă, îți dai seama, pentru noi și Mac 2 a fost minunată. Păi și... și așteptări mici aveți voi. Da. Prețuiți timpul. Da. Să ajungi. Da. Așa. Acum e a tău rândul. Da, davai. A, eu spuneam, deschid paranteza cu TikTok-ul. A, da, poți continui. Tu poți să aștept dacă... Uite că e diferență între noi doi. Văd. Eu văd că o să trebuiască de mai scriu încă o dată, să le adun aici. Nu, ia îți spune, genul, cine mai aranjat și cine mai... A, păi da. Nu la tot. Da. Despre TikTok. Mulți critică genul platformele astea de social. Eu spuneam că dacă știi corect să le utilizezi, asta e o sursă de informare foarte puternic. Este o zicală care eu mă conduc. Arată în TikTok-ul tău și eu să spun și om ești. Așa? Arată TikTok-ul. La mine acum e foarte mult cu copii. Dar zicala e strict, e despre interesul tău. Oamenii nu vor să recunoască că ei consumă un anumit tip de conținut. E că asta e și eu încerc în toate cursurile să explic experților. Tu consumi un anumit tip de conținut. Dar când vrei să faci conținut, tu pretinzi să-l faci altfel. Nu pretinde. Da, uite-te la ce ești consumi tu pe bune. Și asta și oamenii așa de greu fac diferența sau asta. Sau când cineva spune că pe TikTok-ul meu nu mă prostii. Da. Oare de ce? Stai și scroll acolo jumătate de noapte. Dar ideea e că TikTok are un algoritm foarte puternic. Facebook-ul, Instagram-ul și alte social media nu au așa algoritm de... Nici YouTube-ul n-am observat să aibă așa un algoritm. Îl implementează acum. Probabil, dar ideea e că TikTok-ul, dacă tu 2-3 zile... îi dai o tematică, el înțelege că tu te interesezi tematica asta, gata, el te bombardează doar cu asta, sau ceva. Nu e suficient că te bombardează, tu trebuie să mai privești video. Adică el te bombardează fix cu ce e unde tu privești. Da, și ce cauți. Atenție, ta stă pe un video, stă 30%, aha, el deodată începe de este. Tare se ajustează după atenție, e foarte tare. Și asta e foarte comod, fiindcă mie mă interesează un gen de informație și genul, mie nu-mi trebuie toate dansurile astea pe TikTok și copiii ăștia care se prostesc, știi? Și atunci eu vreau ceva să învăț la el. Eu dansuri n-am văzut de mașă de mult pe TikTok. Dar cu asta am început. Eu cred că prima dată când ai deschis tu platformă, ai spus, ce e asta? Sau challenge-uri diferite. Ok, știi? Și apoi când începi să filtrezi, algoritmul începe să înțeleagă cine tu, ce reprezinți tu, el deja altfel îți transmite informația.
De asta i-am spus că TikTok-ul este un instrument foarte puternic dacă știi să-l utilizezi. Dar cât conținut bun este acolo. Instagram-ul nu este cenzura. Da, da. Acolo dacă tu deja nu noutăți sau ceva, tu nu vezi ce ai găsit, ai cauți pe Google. Da, și nici la televizor n-o să arăți, sau să arăți, dar blurat și variante, da? Da, da. Ok, next. Hai. Ți-ai imaginat vreodată o altă persoană în timp ce făceai sex cu partenerul tău? Cine era acea persoană? De ce ai făcut asta? Aici. Nu m-am gândit niciodată. Aici. Nu ți-ai imaginat niciodată? Niciodată. Hai, el a dus. Nu mă faceți mai rând. Nu, dacă sincer, nu. Eu am înțeles că întrebările astea voi nu vreți să rămâneți mult la ele. Ceva mai... Mai tricky încă? Încă mai tricky. Da, mai sunt. Sunt precis. Da, ele sunt diverse tare. Eu mă gândesc. Trebuie să citesc. Care e cea mai des folosită în jurătură a partenerului tău? Eu știu. Care e lui? Îți pare că eu mai des mă înjur. Da? Adică cum... Nu de rău tare. Cred că o iubi. Nu. Nu? Fuck. Fuck. Toși. Da. De atât de nu mă uit la seriale în engleză, înțelegi? Da, corect. Da, ta... Ai făcut. Nu știu dacă... Tot cred că fac. Nu, tu fac, dar eu nu fac. Corect, tu nu faci. Nu prea înjurăm, n-aș spune da? Că mai ales... Până pur și simplu care suntem... ternem de prins că deam... Da, vezi că când sunt copii în preajmă, tu n-ai să-ți permiți? Uh-huh. Se întâmplă uh-huh. că mai și atunci tu uiți... Genul... Și asta te face cumva să filtrezi vocabularul și te reeducă. Și chiar când ești singur, adică deja începi să... Dacă 90% din timp tu vorbești, uh-huh. străduiți, vorbești mai bine... Da, cu ce deja ai făcut... Când... Da, apropo, eu mult mai bine am început să vorbesc de când s-a născut Marc. Eu tot. Da? Da. Foarte bine. Fiindcă mă strădui pentru el și eu vreau ca el să fie... Noi dacă semne cu mine, atunci cu versiunea mea mai bună. Mm-hmm. Și asta contează. Vreau să-i dau un exemplu bun. Mm-hmm. Superb. Sună bine. Ultima întrebare? Sau mai... Încă... Hai mai luăm, noi luăm. Eu mușa să mă uit după timp. Da, dar pe cum? Ne deamă mă spun cuvânt, deamă mereu. Imaginează-ți că la biție s-a înșelat partenerul. Mi-ai prefera să nu-i spui cu gândul că nu se va întâmpla niciodată sau vei alege să fii sincer cu aceasta? De ce? Tu ți imaginezi? Da. Sunt pe măi, Ghelanu, nu prebie? Să începem cu asta. Da. Dar tu imaginează-ți că e că s-a întâmplat. Încă așa jostcă, da? Da, jostcă. Și tu nu-l știi și el nu-ți știi și... Voi n-ați vă mai, adică ideea n-ați vă mai vedeți în viața asta. Nu, eu să spun, eu n-ați pot trăi cu asta. Asta că și cum ai omorât un om și... Da, dar ok, de să schimbăm întrebarea. Dacă s-a întâmplat lucrul ăsta, tu te gândești să-mi spui că tu n-ai spus să trăiești cu asta, dar tu știi că asta o să duc la divorț. Eu am să spun mai degrabă. Eu n-am să pot trăi cu asta. La mine... Da, dar tu ești gata să strici relația noastră. Adică, ok, tu ai făcut greșeala asta. Dar poți să mă înțelegi pe mine? Serios? Precolă. Aici e interesant. Păi, iată gândești din punctul ăsta, știi? Uite, tu ai făcut-o. Înțeleg. Să presupunem că tu ai făcut-o deja, știi? Și în mâinile tale e să salvezi relația sau să o distrugi. Dar tu știi, dacă îmi spui adevărul, tu o distrugi. Păi da, dar dacă o să distrug, oricum o să trăiesc cu gândul ăsta și tot o să fie nefericită. Adică, sau așa, oricum o să fie nefericită. Nu știu, nu ar să fie fericită. Când vrei să faci asta, tu ai să te gândești de 3 ore înainte să faci. Eu n-am să o fac, n-o să am când, pur și simplu. E vorba de context, de context în care nu prea îți dai seama, da, adică în care ești sub influență de careva emoții, bieții și acolo. Nu servesc așa de mult. Da. No, e maxim. Deși nu servesc, că poți să ajungi? Nu! Mai tine ce simți acolo cu coada între vine. Eu? Da. Nu, am fost să n-ai Cristina. Nu, scopul meu, uite, camerele sunt включite, scopul meu e să fac maxim consum. Da. Bun, hai ieși tu acum, una. Cred că aici să ne oprim la este, că urmează apoi una filozofică.
Costi, zici, asta e filozof? Așa. Interesant. Te-ai îmbrăcat vreodată în hainele partenerului tău? Când și de ce? Eu ți-am minte. Da, eu mi-aduc aminte deodată și am și poză. Am și poză. Eu eram sub influență și am poză că eu sunt sutien. Sutienul tău. Da? Da. Asta e unica dată când mi-aduc aminte, numai din cauza că eu am poză. Da, eu cred că nu fost poză, ci eu n-aveam să mă aduc aminte. Dar eu mi-aduc aminte, am îmbrăcat odată într-o pijamă de mea sau rochi. Ah, da, și da, vorbea da, așa. Da, da, da. Și mi-aduc aminte, asta. Da, da. Să nu-ți mai repeti. Deși eu dorm în maiul lui. Da, pe no, întrebarea asta facem... e mai mult pentru femei, nu? Da, nu vedeți că noi asta facem iarăși, for fun. Da. It's cool. Dar pe ce te faci pe tine, de exemplu, în maiouri să dormi? Sau să te îmbrăci în maiouri? Da, și să-ți psuiești în spexatele. Da, da, da. În primul rând că scomode. Da, împrăț. Da, e logic. Stai, leacă, stai un pic. Dar noi trebuie să economisim banii de familie, cum tu vrei tu să cumpărăm. Tu când ești împărată viitoare o rochie? Da, să nu-mi cumpăr rochie și să-mi cumpăr maiouri. Mulțumesc. Nu, înțelegi, eu că mă îmbrac într-un să te simt pe tine. Uite, asta e pentru... Pentru partenerii tăi, care tu probabil o să faci în viitor parteneriat, partenerii barter, sau să le spui că eu sunt gata să accept și maior pentru bărbătești. Nu. Apropo, da. Nu. Tu ai două și așa ales. Două? Două. Asta care le-ai tu? Care le-am eu. Asta e pijama mea, în primul rând, pentru că e lungă, e așa, largă și e superbă. Na, mulțumesc. Da. Noi încheiem cu o întrebare care v-am inițiat și până la filmare, ține de rata de divorțuri și de căsătorii. Mm-hmm. Ce sfat ați da voi spectatorilor noștri care sunt în prag de a uni destinele, de a face nuntă, de a crea o familie? Să trăiască împreună până la nuntă. Must. Must. 3 ani măcar. De ce spune dragoste ține de 3 ani? Da. Și chiar, nu e că dragoste ține 3 ani, dar e că după 3 ani de relație tu îți dai seama foarte multe lucruri. Ce se șlefuiește caracterul unul cu altul. La noi tare mult timp s-au șlefuit. Dar nici nu că s-au șlefuit. Ideea e că, eu aș spune așa, dacă tu îți apreciezi, nici nu apreciezi dacă îți respecti persoana de alături, tu ești și tu accepti minusurile și plusurile ei, tu nu trebuie să o schimbi într-o oricare măsură. Caracterele by default, ele se șlefuiesc între dânsele, da? Dar atunci când tu îți alegi o persoană, tu îți o alegi pentru personalitatea ei. Tu nu vrei să te întâlnești tot cu tine. Adică să nu s-o schimbi după tine. Pentru cine, pentru cum e ea, pentru ce muzică ea ascultă, pentru cum ea se comportă, pentru cum ea gândește, pentru... Desigur, tu ai să-i faci un improvement, ai să încerci, adică și tu și ea pentru tine o să facă, adică o să încerci să te dezvolte. Dar, în primul rând, trebuie să-ți respecti personalitatea de alături. Asta e super important. Și cum eu spus că să trăiești împreună, asta e must. Nu poți să căsătorești cu o persoană care tu n-ai trăit și nu știi cum răsuflă și ce faci. Da, dar nu trăiești primele 2-3 luni când e miere, știi, relații atunci. Da, trebuie să trăiești mult timp. Că așa, cu bătăvucă. Prima svadă, reparație la noi a fost. Tot a fost bine, am trecut fără. Cu lipsă de bani. Fără divorț. Da, fără flori. Cu neajunsuri. Pentru că dacă trăiești numai în pușor și în roz, tu te obișnuiești cu asta. Pe urmă vine în momentul ăsta, când prima ceartă, știu, gata, mă dispart. Gata, nu pot, știi? Iarăși, că trebuie cumva... Să știi că viața vine și cu bune și cu rele. Da, asta e și tema, e tare ciotcă e tema, e că în momentul în care sunt certuri și ajungi la gânduri de gata, vreau să mă dispart, da? Cum îți găsești explicația că trebuie să dezvolți mai departe cuplul? Păi, iată, aici... Acum se promovează tare chestia asta, relație toxic, sunt toxic, dispart-te, gândește la tine, înțelegi? De unde vine? Eu pot să-mi spun, iată, aici e sfatul meu. Aici e sfatul din partea mea, de genul că certuri mereu o să apară. Tu poți să le minimalizezi, să fii mai puțin, de genul ăsta, cum noi am vorbit anterior, că măi, deja nu mai observ ciorapii mei pe jos sau ceva ce eu n-am făcut bine. Asta tu le minimalizezi, dar oricum certurile apar. Dar atât timp cât apar certuri, te înveți să le rezolvi, nu să le eviți.
Adică tu trebuie să știi, să te înveți, să rezolvi certurile cu partenerul tău, fiindcă dacă tu le ești leviți mâini pe mâini, iar și voi să ajungeți la fix aceeași. Adică, și noi, apropo, ieri vorbeam despre că Marc pe noi ne vede uneori, că noi ne mai înghimpăm, așa, nu ne certăm, dar ne înghimpăm. Și noi vorbeam că e normal că el uneori să vadă că noi ne certăm, gen, avem contraziceri, pentru că el dacă o să crească mare și să aibă o relație, o să creadă, știi, că trebuie așa să fii perfect, știi, fără certuri. Da. Asta în cazul că noi, dacă vezi, nu știu, ne ascundem în alt cameră să ne certăm. Da, da, adică mulți cred că trebuie să te cerți în alt cameră, că copilul să nu vadă, să creadă că tu ești un cuplu perfect, știi? Și atâta timp cât copilul tău la 18-20 de ani o să înceapă să întâlnească cu cineva, să se cearte, zic că na, tu nu ești cuplul meu perfect. Părinții mei așa nu fășeau. Serios. ce educație dai copilului tău? No, aici e tot foarte interesantă întrebarea. Poate îi dai mai mult forță să găsească pe bunii omul care să înțeleagă. No, el trebuie să învețe să rezolve problema, nu să evite. Problemele mereu să apară. Dar pe el n-a să o evite, el n-a să o înțeleagă. Asta și e pricolul. Dacă tu se pari complet și el nu vede certul. Da, el știe ce înseamnă asta problemă. Da. El crește și el nu înțelege, deși în cuplu sunt certuri. Tipa. Da, adică el spui ok, nu-i pentru mine, nu-i pentru mine. Dar da, sunt de acord, pentru că este și partea asta. În limită. Totul se face în limită în viața asta. Ok, ok. Da, nici chiar la fel, la fel și despre... Față de copii. Nu, da, eu înțeleg. Dar și, dar din punctul vostru de vedere, viață mai scurt de familie fără certuri nu există, da? E că viața de asta, tot e mimimișnă, tot e ciotcă. Eu cred că nu. Nu, poate și este așa ceva, dar... Nu, nu, eu cred că ar exista atunci fără certuri, atunci când ei nu prea se văd, atunci când ei nu prea trăiesc împreună, când soțul vine seara, s-o culca dimineața, s-o dus, știi? Și ei nu prea au timp unul pentru altul, când ești departe unul de altul, atunci nici n-ai când să cerți. Da, în așa cazuri, probabil, sau da, există... Sau oraruri diferite. Da, da, adică în așa cazuri, zic, probabil există așa gen de relație, dar asta e ipotetic. Eu cred că chiar rar, și cei mai bogați oameni din lume care au tot, au și boni și femeie odihnită, eu sunt obosită de foarte multe ori și poate din cauza asta și mai apar ghimpările noastre, cactus. Cactusul, da. Dar ele, o bună parte, tăte, adică eu cred că o bună parte, chiar bună, bună, apar din oboseală da, și din stres careva. Și al vangă tot. Să mulțumesc că nu idem așa. Da, da, da. Asta da, aici eu aș spune mulțumesc în locul tău, da. Iată, când vorbeam despre că sunt cupluri care nu prea se văd cu zilele, știi? Sau au orare diferite. Covid-ul a arătat ce înseamnă relație. Foarte mulți cupluri s-au despărțit după timpul Covid-ului, fiindcă ei nu știau cum să trăiască unul cu altul sub același acoperiș. Ei se vedeau două ori seara, jumătate de oră dimineața. Și atunci tații nu știe ce înseamnă copil, el avea copil de 10 ani și l-a văzut. Nu știe ce să fac cu dânsul dimineață până în seară și efect, mamele la fel. Adică COVID-ul nou, pe noi ne-a învățat minte. Da, și въобще, asta e cu tot o altă temă și subiectul a deschis el, tot pandemia și de stat acasă și de reorganizat. Da, și pe mine, de exemplu, COVID-ul cum a învățat o lecție, niciodată nu... Ceea ce le spun la toți prietenii mei care sunt mai tineri, poate... Nu trebuie să ai o sursă de venit. Fă 10.000 de surse de venit. Fă câte un leu din fiecare, dar nu o sursă de venit și groasă. Într-o zi sau alta o să închidă. Și atunci o să fie dureros. A, voi ați trecut, da, așa pe tema asta? Cumva... Fotografiat-o e pățită, da? N-am avut nimic fotografie în timpul COVID-ului. Logistică zero. Design aveam. Eu făceam design în timpul COVID-ului. Și ce mai făceam? Mă ocupam cu creșterea copilului. Și gata. Adică sursele de venit erau minime. Da. A, pătucuri mai făceam noi atunci. Da, da. Puțin. Ok, dar minim o salvat faptul că eu nu mă hrăneam doar dintr-un... Dar la tine au crescut? Ne deam din curiozitate. În ce? Pandemie? Da. Da, cu product placement, o crescut, cu variante. Cu... Da, numai că eu sunt gen de persoană, dacă eu nu ies din casă, măcar o zi, eu... Mi-e trebuie să ies din casă, mi-e trebuie comunicare, mi-e trebuie oameni, nu știu, eu învii de la oameni. Da, da, da. Și pentru mine perioada așa, dacă sincer, a fost cam grea, pentru că noi am stat doar în casă, tu erai în calculator toată ziua, eu eram cu Marc, știi? Și cât poți stai cu copilul, știi? Te-ai jucat acolo jumătate de oră, dar pe urmă ne-am țești din minte. Nu, mă ieșeam, nu-i așa. Ei, în pădure, da, și iarăși eram în trei. Adică mie îmi lipsă oamenii, comunicarea, să văd tot asta, știi? Da, asta prea a fost o provocare. Da, și asta o dat din înțeles oamenilor că oamenii sunt niște persoane sociale și nu...
de ăștia care trăiesc. Eu pot să trăiesc în pădure. Nu mai poți trăiești. Eu trăiesc în pădure. Știi că sunt oameni care da, cred da. În așa. Da. Da. Au legător cu cosmos. Nu, eu nu zic că nu sunt excepții. Poate sunt unii și știu. Da, dar mare majoritate da. Sunt oameni da. Simpli. Muritori. Bun, eu cred că noi aici să începem machie. Vă mulțumesc mult că ați ales în loc de să mergeți la cinema să veniți aici. Wow! Sper că e mai mult decât Mac 2. Ce? Mac 3. Mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Da, mulțumesc mult. Mersi și ție de invitație. Da. O mână caldă. Mulțumesc. O mână de leoaică. Am plecat în câmpul de să mă întâlnesc cu tot ce e rău.